Bună seara! Așa, astăzi, ce spunem cu tine astăzi? Ce spune? Ne greșesc, da, De ce noi am ales prima dată, cum credeți? Greșim. Am ales un simplu motiv până la fiecare masterclass discutăm careva strategii, metode, intrare, ieșire, dar la final fundament, să te venie, nu să te divini, sunt niște greșeli alimentare care le faci toți. Indiferent de trader, începător sau un trader care are experiență de 2, de 3 sau de ani de zile, de ce? Fiindcă uneori se uită greșelile pe care ai călcat odată. Și păi nu te ales de frunte, nu te aduce aminte cu obstai, că nu te-ai făcut. Și că de fiecare dată, noi, cam de regulă de 2-3 ori pe an, noi aducem, punem tema dată ca masterclass, de ce? Să aducem aminte o dată la aceste greșeli, că de-ați tu călcați cu greu la fie și vă urmiți, da, eu știam că așa de făcut. Păi, să-mi dați un pic mai mare schidă, că așa să se părească. Colegi, da. Apropo, e ceva pe temă aici. Temă. De ce? Pentru că chiar astăzi sunt am un trader, cred că astăzi sunt ultimul trader de pe temă, să n-ați participi nimeni. Sunt trader foarte mult real, care vor să participi și uneori nu, deja nu se mai încadrează la listele noastre. Asta trebuie să dau unii democrație. Nu e democrație, este asta, este. Discriminare. Poftim? Discriminare, da. Da, și sau asta, discriminare. Să cunoască, fii trader pe altă, să înțelegi cât din cum să apreciezi atunci informația și cum să apreciezi la mână. Sunt doi oameni diferiți și nu înțeleg informația. Apropo, noi încă nu ne-am prezentat. Cineva de astăzi evident foarte des la masterclass, să vă pe vedere. Mie sunt Cristian, sunt manager și trader și astăzi sunt... Și mie sunt Rodic, tot sunt tot viață. Trader, după aia mărăcea. Traderul de-a fost început și a fost mărăcea. Astăzi împreună, voi, de unul, o să vedem greșelile care, cum faci. Și în primul și în primul rând, hai să vedem așa, ce greșel ce vrei să vrei să faci? Vreau să faci, dar să ne elaborăm un plan și să stăm deasupra la fiecare greșa, cum s-o lucru, de unde și trebuie să stai la chestii, tot așa departe. Pentru că, totuși, colegul, noi suntem de 10 ori scurtăm de aceeași fel, dar nu putem să spun nimeni de tot timpul la toate la. De asta noi putem, noi părcăm o dată, două, trei ori. Persoana care cam de 4-5 ori a comisat nu trebuie pași, când e să pănească tot. Da, să spui, dai cap o mușă să-ți faci măsură și mai dai o dată. Așa și-ai zis, nu trebuie să-i făcut. Noi, da, noi de asta noi putem greșeala ta. Deci, stându-o, noi putem deja să o înlăturăm. Înlăturând greșeala ta, nu puteți să mergi mai departe. Trebuie să faci alt greșeală. Ca deja suntem a cea mult, dacă stăm de 10 ori la aceeași greșeală, nu ne vorbim pe loc. Nu știu. Vreau să mai zic un oficiu. Nu știu nici oficiu. Da, luați scaune de acolo și să... Noi avem acele 10 sau pic de 10 greșeli pe care faci traderul începător, traderul mai avansat, nu contează, dar tematica, noi te punem la lucru de asta. Eu sper că să vă arătați să vă vedeți greșeli de asta, să le înțelegi, pe care să fie și pe să vedeți, spuneți în părere de dumneavoastră, pentru că în avem lucruri cu fiecare și fiecare așa e greșit de făcut. Dar parcă de ce nu se încerc, poate să meargă, dar odată merge și o, merge. Dar nu greșeală, trebuie să încerc, până iară, ne merge în situația cei care iară și e un minus, e tot și greșit de lucru. Așa, hai să începem, cum o să spun eu, voi ați spus așa, nu vreți. Care este cea mai des întâlnită greșeală a treia? Ce pe tot. Hai să vorbim la mai mult la general. La general, dar nu vorbim la direcție, intrare, la dași și o să dea 3, la 4 și 6 de zi. Asta e ca greșeală că stă trader sau nu stă trader? Nu mai psihologiști, că te nești așa. Ok. A, o să încă. Ați fi euforia asta de, adică am deschis tranzacție, o mers și
vrem tot pe șiroși. Azat, mai adăugăm. Azat. Azat, da. Azat, da. Abiomul, primul de lucru. Abiomul, da. Dar primul, primul, care trebuie să fie? Trebuie să numărul ăla, de smață. Părgovă să fie. Da. Trebuie să fim noi un pas stabilit ca să ne apucăm de lucru. Sau începem, m-am scoat de viață, deodată m-am vrut, m-am dus la baie. Da, scop. Nu, primul. Dar și plana. Ca să ajungi la scop, trebuie să faci un plan. Da, da. În primul rând, trebuie să înțelegi corect care e, ca de multe ori dau să treacă la trader. Care e diferența între un vis, un scop și o dorință? Că e destul de elementar, asta mulți nu înțeleg că e diferența. Și cum ele, din una în altă sală de ori, ceea ce noi punem ca scop, da, sau dorință, da? Vreau automobil și vreau dorință ca automobil. Care e diferența? Pentru noi asta uneori nu înțelegem, pur și simplu, și vrem multe, dar este niște dorințe, niște vise, nu are importanță. Sau mai sunt dorință și viață. Dar scopul? Scopul este finit ca să ajungi. Într-adevăr, sunt două diferențe între aceste trei cuvinte. Scopul are un plan definit și are o perioadă fixă de timp. Da. Eu dorința pot să pun vreau peste un an de zile sau de și mai mult timp. Dar e să primim, Dar scopul are fix de o lună, două, 40 de zile, jumătate de an, să scopă pe termen scurt, să scopă pe termen mediu și să scopă pe termen lung. Da, dar dacă să ajungi la scopul nostru, te duci sau faci pe aibă. Da. Asta e fix de plan. Da. Pentru că nu pot, da, stabilesc. Vreau să cumpăr mașină. Da, că mașina de afară. Este un scop. Nu scop. Dar asta e ce să ajungi la mașina aia. Trebuie să fii planul. Ce ești din asta? Plan. Ca să ajung la mașina și de afară, te puteți să pun plan. Dacă să... Vreau să ajung la mașina și de afară. Cum să ajung? Pot să ajung din zi, să s-o visez. Am două, s-o eu vreau să-ți două căie ca să ajung la mașina. Ori fac cum ajung cumpăr, ori nu știi. Da. Iată, da, ce zi. Totul se rezolvă la clar. Atâta timp cum vreau să dăm un plan. Nu vorbim, hai, dacă vorbim în profesional, vorbim în ziua de zi cu zi. Fiecare. Ai un plan, că scoate viața și ai un plan. Totul scoate, sunt cu de dăpăși. Deci ai planul, primul, duci la baie, și ai acolo, sunt pregătit, duci la un serviciu, pe serviciu faci așa. Tot are un plan bine stabilit, până ajunge sara și gata, nu mai pot. Și apoi la cucat. Fix aceeași situație și interacționare. Atât timp cât noi nu avem un plan bine stabilit, apoi... Mă, fă-te, ești așa în viață. Și noi nici nu mai vedem mașina asta. În primul rând, ce oferă plan? Dacă tot niște lucruri care ele, într-adevăr, sunt emoții, psihologie, frică, azart, euforie, tet, este la un loc. Dar, anume, planul el numește și ca o soluție a rezolvarea multor probleme micuți. Sunt probleme la trader sau pe cel la trader mici. Cei ce legat de emoții, de azart, de intrare pe un lot, nu intrat pe un lot, dar intrat pe un lot jumate. Asta e o greșeală, își face după cum risc mai de mânge pe care îl are, dar nu e catastrofă. Da? Poate într-adevărul vă trebuie mai bună și mai intrat. Dar planul, când el este și traderul se merge după planul dat, lui de o libertate și el simte ca într-adevăr un pește în apă care apa îl conduce pe dânsul. Și el merge așa după apă, da, și doar mai dă de coadă, de când în când, mai face careva efort. Și atunci, când traderul are plan și el respectă planul, tranzacționarea aduce plăceri, aduce rezultate sub formă de profit, nu vine trader obosit cu niște ochi negri de dormit de toată noaptea și nu știu ce, spune că te-a așa mă scurat, te rog. Păi ce vas... Da. Scoate mai transacționez așa, genul, da. Ce înseamnă plan? Este atunci când traderul, eu multe ori dau exemplu, stai zis, doamnă, multe ori dată la Masterclass și chiar i-am spus să-mi trimite și poze la statement, ne-i la început, asta așa a venit de format, ca trader, ca om, nu știu, ca trader, scopul ne-i tot timpul era, și la multe de la practic le spun că cunosc exemplu, dar când ajunge doamna, scopul inițial era de $500 săptămânal. Acum este mult mai mare. Nu, zădat, spune că sunt toate partea, nu-i plac. Acum scopul e mult mai mare deja. Dar ce înseamnă ce scop $500? Fiecare trebuie să aibă zilnic, săptămânal. Zilnic e greu să pierzi pe plan. De ce? Fiindcă sunt zilele mai bune, mai rele, uneori doare capul. Nu tranzacționezi, nu trebuie să am dat piață. Mai întâmplă momente când suntem oameni, ceva se întâmplă familii, momente diferite. Nu tranzacționați că situația nu e ok. Nu, piața nu e instrument, nu e o grușă ca să vă descărcați pe dânsă. Din contră, dacă ceva nu e bine, sunteți nervos, ați avut o zi proastă, nu intrați, fugiți de piață. Din contră, nu știu pe faci să o rugați. Să mai adună atât. Rău să mai adună cu o rugă.
Noi facem felul următor. Deja făceam analiza așa, prognoza fiică, oricare trader mai face greșeli la punctul de intrare, la direcție, la ieșire, asta e ceva normal, e că acum foarte mult trader a avut problema la ce, care e problema acum la toți traderi. Puteți când au tranzacții active, săptămâna asta mă refer. E că cât de noi multe ori vorbim, dar iarăși din cauza pace și flamă, din casă de vină, impulsul care a fost pe euro sau GBP, toți l-am văzut, da? Nu trader îți schide un sell, pune un take profit, e un take profit. Mai deschide un sell, pune un take profit, iar e take profit. Mai deschide un sell, pune un take profit, piața se bagă sus, e minus. Întrebarea spune, în primul rând, logic piața trebuie să facă o corecție. Doi, dacă ți-ai făcut profitul tău, ți-ai îndeplinit planul, de ce tu trebuie să mai tranzacționezi? Și că doamna dată, eu o-i spus foarte multe probleme cu ajutorul acestui scop, dumneavoastră îți schide luni, marți, până la 5-6 tranzacții, nu mai mult. Și joi vine, miercuri uneori mai rar, dar trebuie joi sau vine, în că sunt așa cei care ne-ați toți o aveți acolo, într-o parte, da? Partea dreaptă, partea asta, da? Aveți tranzacțiile și în sumate vă se dă acolo minus sau plus, da? Este una pe plus, este una pe minus, este una pe zero, este una pe plus, iar pe minus, de exemplu. Și când unei ajunge la suma aceasta, 520, 530, nu mai ești fix, 530 sau 400 și ceva, dumneavoastră închide toate tranzacțiile, chiar dacă tranzacția asta acum poate e minus 100, dar știu, zi două poate fi în plus 200, ne închide. Ies o atins cu opă, pentru că nimic nu mai interesează. Și îi rămâne și zile pentru odihnă, de exemplu, joi și vine. Fiindcă eu ajuns la adică, suma asta, e din start un mic scop de a face suma dată. Și traderii începători, prima lună, și a doua lună uneori, merg după planul ăsta. Dar pe urmă zice, $500, un lot, 5 puncte, 50 de puncte, dar dacă îți fac o leacă mai mult, ce asigură? Și poate primească, dar dacă îți primește asta cel mai rău, gata, el nu mai poate dă înapoi, nu mai înainte. E ca simplu de metaj cât foarte multe greșeli de genul dat. Ne lua un take profit, lua a doua, gata, îți un declin scop, pentru ce îți mai deschid tranzacția asta? Fiind trebuie atunci în euforie care este, asta și e definiția de azartul, da? Mai deschid și n-a spicat spre mea faza, fie rușeni, dar sunt precis în trader care au sell pe GBP, pe iena japoneză, pe franc, pe cap, pe tăt, pe vârbiș, sau de sus sau de jos. Asta este intrare târzie. Iar este momentul dat, mai sunt trader nenorocoși, îl numesc, care au început activitatea lor ca trader și azartul, de mâine ce transunesc pe contul meu, eu fac bani, fac profit și anume îmi merește în așa situație. Nu, asta e prima oară, se întâmplă pentru asta de asigurare, ok. Dar sunt traderi care au deja o lună, două tranzacționare și tot fac aceleași greșeli banale care ar fi. Evident, sunt instrumente care de Fibonacci expansiune pentru a vedea și așa mai departe. Dar și analizezi, dacă tu vezi că a făcut 80 de puncte deja în euro, ușor ce te bagi pe cel mai departe? Ușor de spus, așa de ușor de ieșit tot așa. Și e ca cum, el a crescut cu 80 puncte în sus. Acum, mă notată, la 5.5. Da. Nu, și de ce? Au făcut 80 puncte, eu am închis martenii, ce-ți mai aștept? Sau ce-ți schid ea? Da, cred. Eu mă bucur să văd asta în asta. Dar de asta sunteți văd într-o sută. Ei, nu bucur. Eu așa zic. Și eu fac greșeli, dar ideea e că dacă tu vezi, eu și-am făcut corecția, și-o impulsul, și-o terminat, de ce să întrebi acolo pe vârf? Foarte bună întrebare, că dați-vă colegi. Da, întrebă și așa este, dar asta din cauza... Sunt greșelile astea care la coadă, da, euforie, azart, dorința de a face, dar în final, cum și-am spus, cred că undeva, la uneori trebuie că nu are deja jumătate de an, mai mult jumătate de an, dar dânsul, ca și cum a spus domnul Victor, da, noi ne spunem dimineața, între zi dimineața facem o baie, igiena dimineața, este noi le faci la nivel conștient, adică nu trebuie să organizezi mâine dimineața, dar nu fac asta. Și ajunge și traderul fix așa, ajunge la nivel subconștient, el merge, el vede tranzacția plus acolo la nivel. Profitul care lui convine, el o închide automat, nu mai trebuie să mai știe cu ceva. Dar pentru început, opriți-vă aici. Nu chestia asta care ajunge aceste 20 chestii să vă spacă până așa sunt așa. Pentru ce îi trebuie asta? Și noi ajunge la o sumă oarecare la aceste 590 și când așa sunt. Și te duci acolo 5 minute după o cafea sau nu știu ce, pentru ți 470. Că ei des o aștept să mai crească. Și tot duci în jos, în jos. Dar numai în momentul ăsta când tranzacția a deschis-o, se duce în minus și stai, deci ajunge măcar în 0. Ajunge în 0 și poate se duce vedeți când profit și am spus, aici care dată, e de 0, să aștept profit. Numai după aia să-mi faci înapoi, să-mi da șansă piața să-i închizi în 0. E zis, nu poate greșit. Să-mi da șansă. Profit. După aceea nu mă ajunge în 0 și să-mi faci înapoi să duci în direcție opusă. Și asta e în final din cauza lui.
Puneți-vă acea sumă care, evident, în dependență de depozitul care îl aveți, în dependență de instrumentele care îl folosiți, folosiți piața voluntară, mergi, și țineți, nu puneți așa că să fie, și nu începeți să faceți matematica asta eronată în capra noi, că ok, dacă fac plus, minus, dacă sunt, dacă fac 500, dacă eu rog de țări, este greșit. V-ați pus în baza contului dumneavoastră acea sumă, scopul care îl aveți, și mențineți-vă de vedeți. Automat ați creați cont, automat ați creați și acest scop, ați ajuns la limita lui, închideți, rămâne o zi, două. Eu am trainer care e la început săptămâni a finisat planul lor pe lună. Da? Au finisat planul lor, s-au îndeplinit scopul. Ei au o săptămână jumătate care ei nu te sunt pe piață. Mi-am recomandat, nu intrați pe piață, odihniți-vă, duceți-vă la odihnă, lăsați piață, nu fugi nicăieri. Chiar dacă îți fac pe acolo niște mișcări frumoase, sunt de acord, dar să le fac și săptămâna viitoare. Noi, pe instrumente, dacă am trebuit, dar să le fac obligatoriu. Noi nu trebuie să ne ajutăm în fiecare zi, nu e asta scopul nostru. Scopul nostru e ca să deschidem 5-6 tranzacții și ajungem la numărul ăsta. Eu nu te deschid o tranzacție, dar nici 100, da, sau 20 tranzacții. 5-6 tranzacții ajung să fac $100. Eu atunci, având așa raport, știu cu ce volum să tranzacționez și am venit să faci o claritate. Să faci ca un sistem în care eu putez după dânsa și e, merg pe statistică. Eu nu uneori nici analiză și nu trebuie să fac atât de complicat și să mă tare să mă complic sau să mă pierd pe tranzacții. Eu dacă trebuie să fac ce volum de exemplu trebuie să intru. Dacă intru cu un lot piață, îți schimb 5 tranzacții, ce volum trebuie să fac? Câte puncte, da. Da. La, fi, la 5 tranzacții, pe un lot. 10 puncte, da? 10 puncte. Nu, 10 puncte piață e puțin, de exemplu, eu, da? Să intru cu 0,5, de exemplu. 0,5. Piață, azi într-un grup, te-ai spun 20 de puncte. 20 puncte ok, e mediu. Dar eu, de exemplu, pot să mă duc, de exemplu, una pot să duc în minus, una pot să duc în profit. Tu spun, de exemplu, o spun 35 puncte la fiecare profit. Și chiar dacă una se duc în minus, oricum am 50 puncte rezervă care e să le duc la celălalt, ca să-mi arme tăi profit. Și e greu să fac cu 35 puncte piață. Nu, asta eu așa vă explic logic, dar aș vrea să se construiește și trebuie să știi. Iar dacă el din 5 tranzacții, nu, el nu tinde ca să aibă 5 take profituri. Lui trebuie să 3 take profituri și el ajunge la scopul lui. Și aici, atunci, tranzacționarea vine ca un fel de lucru. Intră în piață, o analiză mai bună, mai sofisticată, cu mai multe instrumente, cu mai puține, ai făcut, te-ai uitat, ai deschis tranzacția, ai lăsat calculatorul și te odihnești. Și tu ești plăcere la asta. Dacă în traderul vine obosit, enervat, a luat 4-5 stop loss-uri și el se teme nu cumva să mai iei stop loss-uri, că mai dă un stop loss-uri și gata, asta nu e meu. Așa știam că se iau ca să-l minus. Eu am vrut, n-am vrut schis, dar eu am schis și așa știam că-l duc în minus. Se iau ca să-l duc în minus. Special așa duc în minus. Ei, special. Mai este în momentul ăsta care vorbim pe plan, dar gata a spus grup. Da, e ca să exemplu, luăm minus. Minus. Ce faci? Ce fac cu trei? Te luat minus. Mai deschid. Mai deschid tranzacție. Tu duci la grup? Nu, mai mare din plan. Reșire, da. Da. Vin la mine, coase. Tu ai ceasă mai mare. Vin la coase. Din contra, mă spune la asta, din contra, e minus cum ușurează volumul. Tu ești pe emoție. Dar unde ești faci? Că după un lot, vrem cu două grebi, când am ușurit să vezi cotul și pierde parte. Și asta le dau pituiți acolo. Și tu vrei ca. Da? Nu este echipat. Nu este echipat. Păi, tot așa ajungem apoi la punctul. Planul. Cine a fost la ziua companiei? Cine a fost la companiei? Ați scrierea în oficiu. A fost un domn, este un trader care are cont de câteva milioane. Nu, poate el din lui mi-a discut într-un contact cu traderi, mi-a dat sfaturi la traderi din punctul de vedere și destul de bune sfaturi, deci ești pe acela loc, nu scuși o discutare acolo pe loc. Care a fost întrebarea? Ați spus din lui, până știam, te rog un lucru. Ce s-a întâmplat? Spune-i, te rog, la traderi ce s-au făcut al lor și să iasă de piață. Și da, așa și recomandăm de o zi, două, trei, dacă ai luat profit, ieși, citeam, o săptămână, două săptămâni, ieși de pe piață, fugi de dânsa, că pro piață cum dă posibilitatea de a face profit, așa are poziție. Dacă ies lui deja cap la tine, nu tu conduci, dar ei te conduci pe tine, de ce ei, ați luat un profit oarecare, ați ajuns la scopul dumneavoastră, mai este timp, lăsați-o în pace. Încetșor noi să ajungem la rezultat și la scop și la care ați spus. Nu într-o zi și într-o săptămână. Da, mai sunt momente când trebuie să asigure, atunci aș mai vorbim de situația că trebuie să meargă un pic mai agresiv pe piață, dar când traderul este simplu, merge după un risk management corect,
ai făcut, ai ieșit. Ai făcut, ai ieșit. Nu sta acolo, piața, pierzi controlul și piața repede te întinge. Dar asta se întâmplă pe acest moment. Repede să stai în față. Dar repede te pune la cont la respect, spun așa, da? Repede îți arată cine e șef și cine e mai puternic. Deci, puneți-vă acasă ca scop, ca planul acesta, foarte bine, mergeți pe statistică, nu încercați 50 puncte, da, ne faci liber o și piață valutară, de exemplu, da? Sau nu mai vorbesc de alte categorii de piață. Dar nu optați pentru o tranzacție perfectă, ca tot că și la traderului, o tranzacție perfectă și 50 puncte, da? Dar nu e bun. Deschideți mai multe tranzacții, cu volum mai micuț și lucrați și în statistică, fiindcă oricum nu există trader perfect, nu există așa ceva. Din 10 tranzacții, traderul poate odată să menie 10 take profit. Dar credeți-mă că a doua oară de 10 tranzacții, asta e 400 plus. Oricum, în mediu, traderul trebuie să lucreze ca după raportul ăsta. Cât de bun el de trader n-ar fi, oricum el se plătește în jur la procentul dat. Poate o lună mai bine, o lună mai rău, dar oricum e procentul dat. Adică din 10 tranzacții, vreau să știți câți dați 200 plus. Deodată orientați la asta. Și uneori poate și mai jur să accepți un minus. Eu niciodată nu mă gândesc că eu asta eu nu mă profit. Eu uneori simplu merg pe statistică. Am luat statistică, am ies și chiar dacă oricum eu sunt în profit. Fiindcă așa îmi calcul punctajul take profit și așa îmi caut volum. Ok. Da, noi să discutăm de niște greșeli mai globale care rezolvă cele greșeli mai micuți. De ce traderul și cu intrarea? Direcția, intrarea. Da, direcția e una din cele mai importante reguli. Pentru că, într-adevăr, dacă ești trend de bine, dar ies cu intrarea și de multe ori vă spun la masterclass-uri că nu contează de mine. Și contează unul dintre tranzacții. Între timp, la mijloc de impuls, la început de impuls. Oricum să-ți ducă în direcția care trebuie. În direcția, în sus sau în jos. Chiar dacă vreau să-ți fac asta în momentul e că e de multe ori spus la trader, da? Care e diferența că eu dăm tranzacții de aici, de aici, de aici, de aici, de aici sau chiar de aici? Diferența că eu trebuie să știe toată corecția dată, să mă duc în minus. Și eu, evident, ca un trader care am un pozit mic, îmi vine greu și vreau să intru maximal la punctul de intrare corect, adică să intru cât mai aproape ca să am acea stop loss minimal. Ea pe care îți scop mult. Dar în mare, în termen lung, diferența de unde intre nu atât de mult contează. Care e simplu. Dar noi ne trăim ca... De ce? Ca raportul nostru știi tot timpul un mai mare de 1 la 1, da, 1 la 2, 1 la 35, 1 la 3 și mai departe. Un stop loss aici și profit un mai mare. Ok, următoarea greșeală, care este? După părerea noastră, mai grupat. Trader? Nu contează timp când. Contează... Timp contează, dar nu în curs săptămâni. În curs săptămâni. Care să aștepte. Da, uneori da. Să o vine și vei vine să o închid, să putea să... O greșeală mare care este la ajutat. Numărul de tranzacții. Tot timp? Numărul de tranzacții. Numărul de tranzacții. Depinde de cont. Nu știu. Dar eu să am șurgeți tranzacții. Da, dar m-aș vrea să vreau 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 să nu, ok, dar nu contează, am un debt număr tranzacții, ai 150 tranzacții deschise. Acum, reușesc să gestionez fizic. Reușesc să gestionați? De la prima aș până 150, nu știu ce am deschis, să-mi mă știu să-mi închid. Dar nu am făcut o casă. Maxim, trebuie să ai 3-5 tranzacții deschise. Dacă deschizi mai mult de 5, apoi e haos. Nu știu, sunt pentru spate, schiz dacă trebuie vreodată și un pic de experiență, poate să schiză și mai multe tranzacții, dar nu mai multe 10 tranzacții. Asta e, nu se recomandă. Deci, în primul rând, deja începi să pierzi schizul la fiecare. În general, noi am spus că noi recomandăm traderi să fie mai multe 10 instrumente pe piață. Da? Unor vin traderi și cu bala aceea plină și au oameni și au instrumente și au instrumente. Pentru că știi tu, focusându-te așa de mult, niciodată n-am devenit un bull trader, focusând pe 30 de instrumente sau 30 de valutare și pe euro, gaz, pe petrol și pe brand. Da, noi trebuie să facem diversificarea, dar ai trebuit să fii într-o limită oarecare. Eu am spus să trebuie că aș pe 2-3 valutare. Și îi fac bani și pe umbre. De uneori eu mă uimesc, îi vin la mine și eu, cum ai făcut tranzacția asta? Seam și ne dă o explicație logică și el face în cașul lui o umbră, în sus sau în jos, și el a făcut tranzacție de bani și poate profit fix de nu spun.
Cum ai făcut asta? Dan, e că dă cu mine. De ce? Fiindcă el și noapte și zi doarme pe echea ta voltară. El știe orice noutate, orice zvon, orice problemă aceste țări. Și el face profit de asta. Da, și uneori sunt pe altul, trebuie să spune Cristian, e ca, uite, mă gândesc că e țăl, dar e că s-a dus, de exemplu, o putație, jos n-am profitat de asta. Și spun, nu, uite, pe atâle și vezi așa cum ești, nu-și foarte bine. Țineți-vă, nu două, poate astea pe țări, dar după 5, la început 5 pe valutare, vă ajung, așa vă ajung. Nu vă trebuie să mai multe. De ce mai multe? Fiindcă am 11 grup la 3 de recepători, spre public, acolo unde ceva, pe euro, GBP sau pe nu știu ce acolo, e de sătru și eu. Am 11 la market scară, să mai discută o trimite, iată sunt și eu. Să mai vede acolo, iată sunt și eu. Nu vă trebuie, țineți-vă de adnea. Ca sunt un fiecare are un profil fiecare, da? Nu poți și electrician și strategic, da? Nu poți fi, a fi, dar nu bun, mește. A fi cartuș, cum spun în popor, da? Ori faci asta, ori faci asta. Și atât. Exact așa și trader. Ori lucrează pe piața valutară bine și încet, diversifică și piața de mărfă, fiind fi bine să ai două piețe. Da? Dacă nu ești piața de valutară, și piața de mărfă, și piața de capital, și piața de cripto, și folosești aceleași instrumente, același moving, același stochastic, același MCT, cum poți folosi același stochastic și pe piața valutară, și pe piața de capital, sau de cripto? E altă viteză, altfel se mișcă piața, alte mișcări are. De ce uneori traderii prea tare se desfac și asta nu e atât de corect și nu e atât de bine de dumneavoastră? M-am fost la un trecut perioadă, m-am fost perioadă și atât profesional pe instrumente de bază și m-am luat informații pe data 6 fac bani și toți gata, așa le-ai spus pe de bază. Nu, eu sunt de acord asta. Deci pe 6. Eu tot timpul am spus pe an, după părerea mea, aparte trei instrumente care dau niște posibilități de așa buni. Am un gaz. Am un puțin cu ghid de ochi și ghid de baie. Și da, evident să ai și un cont. Ok, ca să, dacă chiar faci un pe zbor, să fie. Dar ghid de ochi și ghid de baie. A fost așa și situația pe liră ducească. El îl creștea, îi ghid de ochi și ghid de baie. Și el nu ce loc în minus, nu m-am sus duce. Evident că a fost așa și un sfârșit, dar cât poți crești. Au ajuns tu crești, au ajuns până la vrat. Au ajuns să egalizeze cu liul nostru moldovenesc și au crezut până apoi. A fost, ce mai fost interesant? Au mers într-o perioadă foarte bine instrumente exotice. Mergeau atât de bine și așa de interesant era. A fost o perioadă GBP-ZD, un instrument care iarăși parcă începe să meargă bine ușor. Eu l-am făcut o gădire timp de o lună, de vreo mii și ceva de puncte. Pur și simplu ți vei său acolo, nu știu ce, și am zis ca când parcă nu mai vrea să vrească. Sunt momente pe an, două, trei instrumente apar care îți dau niște posibilități, într-adevăr să faci mai multe din cele 5% și nu poți profiți de asta, nu te uiți și ok. Dar nu multe instrumente. Da, dar aici mai este și un moment apauzând, să faci pe un PSD cu 6 bani. Și am ținut asta, mă, o săptămână, două jurnalizat, voi să vedeți să vezi. Da, pe demo. Pe demo. Dar nu, am auzit, mi-a spus, deci trebuie să spui și o baie și până acolo, în loc să iau profit, iau minus. Eu, personal, în 2007, când sunt stați pe USD ruba rusească, eu două luni zile asta pe ruba rusească. De pe demo, mă grea. Și am pășeat pe grea. Într-o final, tot am dat un bar. Două luni zile pe demo și am pășeat pe într-o final, tot am dat un bar. Dar, ești că m-am auzit, eu îți dă rog la rusas și îți dau trebuie. Trebuie să înțelegi în primul rând instrument. Nu, hai să vorbim de instrumentele de bază care îmi dăm trebuie să cunosc pe la aș până la ea, cum spune în rus. Cunoaște, te, la ce cum reacționează și la nouă tatăl așa mai departe. Dar sunt instrumente noi, de exemplu, eu fost mexican în 2019. Mexican acum deja nu e interesant. Era, eu dă mexican. Instrument foarte. Dar îți trebuia să comit. Trebuia să-l studiez, pentru că și-o obțin o lună de zile să înțelegi cum funcționează el, la ce trebuie să tragi atenția, cum funcționează pe stocase, la nivelul, cum se stinge, apar la toate dolari, cum reacționează, și tot așa mai departe. Adică trebuie să ajungi, sau la voie să ajungi, vorbim de gaz, să nu i-am menționat gaz. Deși acum pe gaz, ce stai în atenție din punct de vedere fundamental, că e foarte sensibil la noutăți. Nu am vorbit ceva la noutate. Și adevărul și este. Nu am vorbit la noutate ieși și gazul în jos 500 ceva de puncte. Instrumente care le aveți fiecare și vă plac, dar de vă plac și le înțelegi. Sunt trenderi care spun, Cristian, uite, eu apreciez, tu ești bun piața voluntară și e bravo și piața de mărfă. Dar mie îmi place, de exemplu, acțiune. Și vreau să crezi pe acțiune. Sau vreau să crezi pe invers, pe piața voluntară, să crezi. Luați același instrument, banal, euro, dolar. Puneți acolo instrumente care indicatorii care vă plac. Stocați, mulți și mai departe. Testați. Pierdeți o zi întreagă numai pentru un instrument. Este nu e un domeniu chiar așa, și am schis tranzacții și compaia de profit stop loss. Luați, testați în istorie. A fost un nivel în istorie, da? Eu știu că test trader fac asta. Cu nivelul, când am ce
cum când tu ai făcut reparația acasă și cineva ți-a pus o ușă, tu ești așa, e dreaptă sau nu e dreaptă? Și zice, e dreaptă, e bun, asta e bun. Și așa nivelul seala. Pus nivelul seala, se uită la istorie, parcă e bun. Și mie viața vrea poate să meargă și așa, de exemplu. Același stohastic, a pus stohastic, așa l-a învățat, să mă de usuite, lucrează sau el nu lucrează, pe ce randament de? Luați în istorie o perioadă de luni de zile, testați ce dumneavoastră trebuie să folosiți, cum a lucrat asta, cum a funcționat o noutate, cum a funcționat altă noutate. Și o să vedeți foarte multe lucruri mărunte, dar importante. Este așa de vezi, tot sperăm în mărunțișul. Și așa într-o asociunare. A să vedeți foarte multe lucruri foarte importante. Și acest număr de tranzacții, puteți scrieți bară număr de cotații sau instrumente, ele trebuie să fie limitate și trebuie să le cunoașteți la perfecție. Și o noapte, dacă vă întreabă cât e prețul la euro, doar să-i spuneți cât. Trebuie să intrați în esență în asta, printr-un început, că trebuie de începător. Pe viitor, când deja dumneavoastră aveți o jumătate de an, un an de zile, număr pe același instrument, credeți-vă că deja, la nivel de aia, suport clientă, să faci analize și prognoze, fiindcă eu de multe ori spun, că orice pereche, orice instrument are caracterul lui, ca și omul, da? Unul mai așa, mai schimb, unul mai nervos, unul mai nu știu ce acolo, da? Fiecare oameni are temperamentul lui, exact așa și piața voltare. Și piața de mărțul, și piața de criptul, și toate. Toate au temperamentul lor, toate au niște corecții mai deosebite ca față de altul, niște impulsuri mai așa mai specifice. Deci studiați-le foarte bine, foarte bine studiați, petreceți timp pe piață. Uitați, aha, cum a lucrat, ce a lucrat. Chiar dacă asta parcă te obosește, te pixește, faceți un lucru. Mai că o dată, două ori, pe jumătate de ani. Nu, pe zi, o dată, o zi vă ajunge, dar faceți o pe perioadă, iar faceți iată și uite cum am lucrat în istorie. Iată să testați în urmă, în istorie. Nu că pe demo, dați fi mai este așa moment, tot vă spun la masterclass-ul. Să vă dați, auzit o strategie nouă, duceți-vă acasă, dați-o pe demo. Duceți-vă de acasă, pune strategie, îți schimbi 10 tranzacții pe demo, să duc acolo în plus, au fost o mamă mișcare bună, s-a dus în plus, vse, treabă. Și merge, poate să meargă, poate să meargă, dar e și minusul. În termen lung, el lasă, începe a lua și minusul, pentru că el iar, nu înțelege practic. El pune ceea ce noi spunem să facă. Deci el luați în istorie și testați, același instrument, același glas, cum a mers în istorie, cât de mare a fost impulsul, cât de mare a fost corecții. Pentru că sunt instrumente care foarte bine puteți transmite corecții. De exemplu, noi nu vă spunem, cum nu vă spunem, așa de neastră transfasă corecție, dar sunt instrumente care îi merg mai bine, mi-o corecție ca pe impuls. Sunt instrumente, cross-cursuri interesante. Deci ce trebuie să testați, să vedeți, să urmăriți, să intrați în ețet aceste noutăți și să nu aveți un număr maxim de tranzacții. Nu-i bravo credul celălalt care vine spunea, nu știu pe asta transmite, nu știu pe asta transmite, nu știu pe asta transmite, nu știu pe asta transmite. Bani faci? Am este că am scris, ei, nu trei tranzacții pe eu, și pe impuls, trei tranzacții la rând, am scris. Nu e vreau să fie una, trei loturi, dar așa, dar nu știu ce este una. Când deschizi aici, bai aici, și așa mai departe. Se vede toată aici. Motiv? Se vede toată aici. Este da? Sigur. Eu dar e diferența între 50 puncte. Da. Da. Dar dacă e da, două puncte. Nu, da. Dacă te trebuie două puncte, trei puncte. Eu de timpul, voi și tranzacții, când deschizi, trebuie să fie voluntat. Dacă deschizi un cont, închizi, apreșe tranzacții și nu ești așa. Da, poate. Noi, ось транзакції, коли розкидить, знайде на розкиді, це своє коментар. Дещо розкидить, кинь, що розкидить. Чи не три помощі, лекція вперше, треба свій бійний дефініт. Чи не синчер, паче аналізу в файлі? Чи не дай ми? Пі файлі, паче аналізу, скрізь, дирекція, скрізь, аша. Пяца, ну, ти ми розкидуємо транзакції, там маємо не каса, ще мені страшно, коли ти чи питуєш. Вид, окупу пяца, вони курс, значить, парку корекції, сау, ну, інвест, да? Faci o onoare albă, așa știți, mai deosebit față de restul. De mă rândem încă să n-ați dobdesc. Bai, și pe azi, pop, mi-e jos, așa, pot duci în sus. Nu trebuie de-a făcut dobdesc, poți nu ai brăbdare și o chidui să-i nimeni. Tot pus. Chiar, să zici, mai știu, nu-ți câți e lumea tranzacție. E o onoare mai mare. Onoare, îți pornești cu viteză în sus, mai... Nu, e umbra de trezacă, faci o dos. Mă pune bai și ți-ți plăște. Uite ce o să vădă bau, brate. De ce lucrul trebuie să fie calculat și trebuie să fie argumentat ce direcția intrare și așa. Deci, în viitor, când piața alea ca să meargă potriva lui, ai cum scris baiul. Eu l-am analizat foarte bine. Scris direcția, de-a știut din către un prescriptor. Scris intrarea foarte bine, eu argumentat-o, nivel, după Fibonacci, după stocastic, el a argumentat-o. Și piața duce împotriva lui. El nu a să iei decizia iar ca să din cauza ce se întâmplă piață. El a să iei face pe răscris și să uite, aha, eu atunci când am analizat, mă uitat la asta, astăzi. Asta pe mine arată așa. Aha, până unde poate să meargă? El poate să meargă până aici. În cazul dacă merge până aici, până la 100,
Evident, eu sunt chit, dar sunt una. El atunci analizează reci. El face după, după ce e scris, fai deja acolo emoții, nu sunt. Tu nu ești trader bun, tu analizezi reci, tu să analizezi și te da, dar când voi asta, așa la nivel de... începe, da, frică, panic, unor diferite sentimente, de mai închis o chit, scăpideți, las ca să am întorc minus înapoi. Azi închizi un minus, mâine închizi un minus, așa, apoi mâine închizi un minus și tot s-adună minus și trendul tău, la evoluția contra tău, merge mai mult așa sau stai fără. Și atât, nu mergi la nimeni. Deci, dar faci nezacuare. Ei, fac, nu mi-e fac, n-am de acum. Vrei la mici, vezi, să-ți fac. Să-ți fac eu analiză cu aia, poate, să o să iasă deci, învață uneori, din cauza că domeniul dat se dă ușor, ca domeniu, ca activitate, noi prea tare ne relaxăm. Adică parcă nu-i greu domeniu, da? Nu-i, nu știu, să-ți construiești o companie. E ușor, dar și noi relaxăm noi de jos și mergem așa. Este tot, 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 acasă, instrumentele care nu vă plac sau le folosiți mai rar sau aveți una, două tratații schise din 100, excludeți-le. Rămâneți la 5 instrumente per încălutare și deja tranzacții la schid, să schideți. De ce trebuie să schid 10 tranzacții? Pentru că el dacă schide 10 tranzacții, să am el pe bar aceea are minim 20. Că nu e logic, nu cred să fie, să faci analiza pe 20 de instrumente, să fie 20 de trei. Să faci analiza pe 5 instrumente, să fie 5 de trei. Nu prea o nimerești așa. E ca 5, atât de 3 intrări, 2 intrări, 1 intrare. Deci e cât mai puține instrumente să aveți, cu atât mai puține instrumente să schideți. Și mult mai corect și mult mai corect. Haideți următoarea greșeală, care este? Nu, noi un pic ne-am enumerat și vreau să ne structurăm ca să acasă pe o listă de greșeli care noastră le faceți. Noi putem să alegem asta analiză, da? Cine transacționează H, transacția H-ul, după aceea trece în 35. Corect, da? În ce perioadă, dacă scrie H-ul, transacția, pe de fapt, nu știu perioadă. Ați deschis H-ul, H-4. Deschis H-1. Asumi bol. Eu dă timp cu bol. Chiar. Nu ai tot timp. Nu ai tot timp. Distanță. Distanță ne calculez la botare. Pe care este botare, ca cu care. Eu pot să ajung în 5 minute, eu pot să ajung în 5 minute, nu vreau să ajung 2 ori. 2 sau 5 ori. Eu am punctul A și punctul B. Trebuie să ajung. Tranzacția mea, dacă am închis-o pe aia, trebuie să ajung în punctul A și punctul B. Deja de independență, timp nu știu. Poți fi într-o minut, poți fi într-o oră, poți fi într-o 10 ori, producându-i o săptămână, așa mai departe. Dar unde își faci? Am scris aici, în H1, trece numărul 1 și mă face un pic pe așa. Și închide tranzacția. Și după aceea, spunește iar răsuși, iar pune bani. Știi că așa doar cu bani, în răbita, să încerci să știți cum arată istoria. Știi că așa, prin cursul ăsta, trebuie să încerci să vedem așa. Mă bastă cursul, mă bastă. Doamne, mă bastă, ce aspect ai? E dat mă uitau că nu am ușor, trebuie să faci colecția și trebuie să o echip, numai că nu vreți să-i iei. Dar în punctul ei stea, deja e argumentat transacția. Să-l scrie cu bani. E pe și cu exerciul, e de mai... E de mai și ei mă conduce și primit, vreți. Ei mă conduce din punctul ei stea, ei mă conduce așa cum vrei. Dar voi te conduce și piață. Nu în piață. Știți că în sport, acum, avem un mână care au făcut record la mod. Da? Noi am participat tot la două categorii, la 100 de metri și la 200 de metri. Da? Și eu cred că sunt și la mai multe categorii. Este vorba de la 100 de metri, este la 5,5 de kilometri, la 1 kilometri, la 4 mai mult, la nivel. Dar el s-a pregătit la o categorie, ca și la alergat, este să alergi 100 de metri, 5,5 de kilometri, la 1 kilometri. Așa aici.
Traderul client trebuie să înțeleagă pentru ce perioadă și el aici trebuie să se mențină. Pentru traderul sunt care tranzează și am 15-10. Dar el acolo stă, el nu se duce dacă îți tranzacția în 15, nu se duce de 1 să vadă ce pe dânsă. Înțelegeți? Adică dacă neastră v-ați pregătit să faceți să notați 100 de metri, neastră și, nu știu, și deja instinctele ca să puteți notați 100 de metri bine. Rezistența nu e ca la cealaltă care se note 1 km. Neastră notați, dați sprint, da? Faci 100 de metri. Sau alergați 100 de metri și alergați marafon. Cu doi oameni diferiți, cu două gândiri diferite, cu două nivele diferite. Și așa e și trader. Dacă trader îți schimbi tranzacții în perioada de astea, am 5, am 15, am 10, el aici trebuie să orienteze, maxim H1. Dacă el schimbe H1, H4, el aici trebuie să stăie în perioada lui, în zona lui. Ce caos tu în extremitățile astea? Pentru că noi ne mai uităm, poate au și mani, și mic, trebuie să vezi tendința ta, da? Dar în final, dacă ești aici, aici trebuie. Nu trebuie să stai de pe o perioadă pe alta, fiindcă iarăși mai ai rezultat. Nu e corect. Da? Nu poți să ați alegi 100 de metri și parcă sunt ei la trece la 100 de metri, pe care să comeni să spui maraton. Tu n-ați am fost, dar sfârși un kilometru și asta e gata. Nu ești de trebuie să antrenezi. Trebuie să antrenezi rezistența. Grații sunt total diferite și așa mai departe. Ce își spun? Dacă vă aflați în intervalul ăsta și v-ați spus că scurt, că se transpe petrolul sau natural gaz, să faceți tranzacții în perioade scurte din timp, în perioada dată, aici stați. Nu aveți căuta, e deschid o tranzacție, poate, nu știu, în D1. Nu, aici. Dar dacă stați aici în D1, dacă sunt trei drepte, trebuie să în D1, bine, stați acolo și nu aveți căuta în perioada din 5. Asta tot e la traderi începători, când încă ei nu sunt deciși unde vor sigur. E că vă duci din astăzi și eu vreau să fiu jucător să joc la olimpiadă, da, să participi la olimpiadă. Și te întreabă, la ce vrei să participi? De exemplu, luăm un not. Aha, dar notul are cât, ce vrei să faci? Hai să faci niște chestia, planul, da, sau scopul tău care. Ia să ne testăm, ce poți tu? Ai rezistență, nu ai rezistență, ești pentru bun pentru asta, nu ești bun pentru asta. Și-ți găsești zona ta. Stai aici, da, te atingezi la pentru asta. De exemplu, dacă te trebuie să întrebi adată, stai aici. Fii bun aici, în zona ta. Vrei să aveți aici? Deja finisează tata și mergi pe perioada asta. Deci, traderii începători au greșeala asta, fug de pe perioada de apă. Ți fii tranzacția H1, duc în M5, pe din M5 duc în D1. Cum să treci la perioada asta, perioada asta? Ce spune? Când căutăm confirmare. Când cauți așa semnal. Nu, ok, hai să știi. E mea glumare, de acolo dă mult pe mine, dacă nu potrivit. Voi, eu spuneți la acum H4, sau, de exemplu, H1, când tranzacționați aici, trebuie să treci la perioadă de mic. Voi trebuie întâi asta să vă aducă rezultat și pe asta să încercați ca o strategie. Da, trebuie. Dar voi întâi lucrați asta și într-adevăr e sănătate. El, într-adevăr, va aduce rezultat și lucrați și asta să faci și lucrați pe departe. Nu ceva nou, nu-i să întâlnă la el. Îți scurgi adrenalina de sești. Deci sunt sau un alt subiect, de exemplu. Asta nu chiar acum pe euro, pe USD, ca de exemplu. Și vreți ceva nou, de aici să știți tot. Chiar și pe umbră să facă tot lucrul ăsta, pe umbră face profit. Vreți ceva nou. În cazul ăsta mai departe, chiar vă aduce rezultat. Dar ce nu? Tot la volum. Ia, îmi doar să mă la volum, că tot vine despre volum. Volumul? Nu intrăm cu aici, intrăm cu 100 de bloguri și de asta aici, la alții. De la 100 la 1. Când vreți să înțelegi, să înțelegi, să înțelegi, să înțelegi, să dezvoltați, să înțelegi cum sunt mici, că tot, deci trebuie să mai stăteți. Dar după ce înțelegi să înțelegi? Dacă vreți adrenalină. Dacă vreți să... Dacă vrei adrenalină, dar vreau să vreau să înțelegi cum duc. Maa, iar tot așa dai pare. Dai pare. Am dat 100 de bine. Da, da. Dacă îți vreau să înțelegi, să înțelegi, să înțelegi, să Eu am întâlnit vreo jumătate de ani în piața valutară și mi-e părit că dacă intră petrol acolo și mă mănâncă piața. Prima mi-a tranzat petrolul, am spus 0-1, cât de ani întâi petrol trebuie. Dar așa era, cred că eu format, și mă pregătit de poate manager care era. Că
Acolo e altceva, acolo e, știți cum că spune, că la 8 ani asigur altceva și în regele 18 ani, tot așa e. Și așa e aici. Eu avem așa format. Și după care, mai departe, ca după piața de captaj pitogeneană, acolo că e doamne ferește. Este un pic și perioada asta de trece. Traderul trebuie să aibă o jumătate de ani pe piață, să deprindă pe piața voluntară, pe el se poate trece pe alte categorii de piață. Întâi devine bun aici, după care trece aici. Dar nu le combina într-o lună de zile, vrei să fie bun și aici și aici. Sunt foarte multe elemente. Trebuie să vă regăsiți, să vă simțiți că în momentul acela am un, eu sunt pregătit pentru asta. Am un pregătit pentru altceva, am un pregătit pentru următorul nivel. Eu de multe ori spun, traderul, noi, atât și contul dumneavoastră, cât și traderul începe de aici. Axa aici. Și evoluția contului depinde foarte mult de maturitatea traderului. Pentru că traderul, noi tot ne dezvoltăm automat contul nostru. Dacă eu mă maturizez ca trader, deja mă călesc piața, mă sunt mai încrezut în mine, automat am și rezultate pe cont. Dar dacă eu ca trader fac diferite experimente și nu mi-e găsesc caleaua aceea care se merg pe dânsa înainte, eu stau și eu pe loc ca trader și contul meu tot stă pe loc ca, ca cont. Nu poți tu să ai o afacere, de exemplu, tu nu te dezvolți ca un director, nu dezvolți echipa ta, nu investești în tine, nu participi la diferite seminare unde se adună oameni de afaceri, idei, nu cauți informații, afacerea ta să rămâi tot la un fel de o chibubărie sau de o ghiretă acolo undeva. Tu nu ai spus asta departe. Tu trebuie să crești tu și automat să crească și cont. Și multe ori trebuie nu înțeleg lucrul dat. Ok, mai adăugăm ceva aici? E clar cu punctul dat. Luați-vă perioada care vă simțiți confortabil. Și stați acolo până când ați înțelegeți că aici deja mă sunt bine și am și timp și dorința și mă sunt și pregătit pentru a trece pe alt perioadă. Multe ori trebuie de fiți cum știam, vreau să am să stai perioada mai lungă de timp. Ok, dar tu am faci, ai rezultate de stai perioada mai lungă de timp. Ei, nu, dar înțelegi, mai am activități și orice și apă ordine de 10 de toate perioada asta scurtă și începe perioada, perioada lungă și din rog de la 0 și începe mai crește. Ori finisesc perioada asta și ai rezultate aici, după care treci pe altă perioadă. Sunt lucruri foarte, mai ales pentru cei începători. Când trader, dar mare, 1, 2, 3 ani de zile, el poate sară de pe o barcă pe alta, fără să aibă careva consecințe cu cât. Fără scadă, fără scadă, fără sudi. Așa. Hai să vedem. Asta tot s-a menționat. Este un cuvinte de așa la face. Și în scoate să sunteți în toată mai înainte din noapte. Mai înainte din noapte. Nu, da, mă refer de noapte de iena japoneză, și am o la vreo 4 pe dimineață. Cine a făcut o jetiță? Aia a rezolvat mă gândat. Da, și așa e important să faci. Atât aia, deci deja să vă las pe post. Ok, cine transacționează cu mine în rolul analiză fundamental? Sigur, mă spune, ce s-a făcut piață? Ce s-a făcut? Tot așa e costul de ștate, ce-a creat profil, tot luat de la pointire. Nu poți să votat. Nu eu pot votat. La cum trebuie dare corupte, scris acolo, este. Imitat. Nu ți ies votate. Nu am votat de asta. Nu, eu trebuie să fie care ați spus-o de fiți atenți că e un votat. Dar e fel asta, nici nu spune așa. Calendarul trebuie să-l ai oricum. Deci ce l-a întrebat? Cine transacționează la analiză fundamentală? Adică îi place și transacționează la analiză fundamentală. Absolut, și eu sunt persoana care am transistat mult în analiza fundamentală. Mergem mai bine pe asta, la mulți le răspund. Mergem mai bine înainte în analiza fundamentală. Era mai interesant. Chiar și pe zilele de petrol cu Mișel, după pandemie, piața tot timpul făcea 100-200 de puncte în direcție. Brusc duce. Acum așa mai lait. Chiar și celălalt FP, chiar și celălalt rată de referință. Acum iară fărțează situația asta și mai influențare, dar, indiferent, 90% de tine sunt tehnici. Ești un tehnic, cât de puternic mai fi, trebuie să te uiți în calendar economic, să tragi atenție la voluntăți, între două reguli care sunt fundamentale, ele sunt de fapt, care noi le-am învățat la teorie, nu la practică, dar la teorie. Care sunt tehnici? Nu. Trei reguli, două reguli, fapt, dar treia e două reguli care ați învățat la teorie că nu trebuie să faceți analiza fundamentală, trebuie să faceți.
Sunt două principii, regula asta fundamentală. Nu, că trebuie duci scoate des. Ca un film nu merge la roșu și îl pune cetura de siguranță. Nu deschidem tranzacții înainte de știri și le închidem cele care se pune. Clar, dar nu e clar pentru prieteni. Când ai ieșit de primul rând închis o dată, că chiar sunt minus din era, se închidă mai două. În cazul când ești cotația cu valuta unui este o dată, deja da. Păi e că asta e o problemă. Este, fiind dacă e minus, atunci ești adus de dată din tine, ești vorba la prima studență. Este o greblă care poate să poți profesor. Am călcat și eu. Dar nu e mult. Aveți și eu și o greblă și ea așa spune. Dacă e așa, cu ea n-ați înțelegeți cum se poate. Tot așa, ei, nu m-am uitat de calendariu până pe ziua aceea, am și avem o tranzacție, nici pe nu mai trebuie. Și s-a dus tot împotriva mea, fiindcă nu știu cum. Trebuie să tragem atenția, să deschidem calendariul economic și să ne uităm. Avem vreo noutate pe instrumente care noi tranzacționăm sau nu. De ce? Fiindcă, și puneți-vă în opționerii, fiindcă a uneori avem tranzacții, de exemplu, de bar. Da? Și piața îți duce, merge bine, tehnică de crescător. Eu sunt aici. Și peste jumătate de oră sau știi ce spune că este o noutate, ce eu trebuie să fac în cazul ăsta? Foarte corect. Fie eu închid, dacă mai ai puțin bani de profit, eu accept profitul dat, am închis, să nu e problemă. Dacă eu am, știu, am posibilitate, dar ce pozitiv? Top loss pozitiv. Pozitiv. Fiindcă noutatea poate să influențeze 50-50. Poate să ducă în jos, dar poate să ducă și în direct mai departe în sus. Și eu deja pot să o lăs tranzacția mea. Scoate de tăi profitul și lași post, a fost pozitiv. Da, foarte corect. Sau traderul mai funcționa în situația, a pus stop loss pozitiv și a închis 50% din bani. Adică a închis dacă în mod 0,5 l-a închis. Și 0,5 l-a lăsat activ. Lasă. S-a luat un profit, mai departe să fie ce ori duci mai departe în sus, ori duci mai departe. Este posibilitatea mea. Și nu știu cum să fie, deci urmați pe ce timp. Să apoi trebuie stop. Da, sau să faci plus trei stop, dar așa, mai rar. Eu zic, teoretic, parcă sunt ok, dar practic pe de testat. Nu știu, trebuie să-l cunoști. Momentul este că nu știi cât fix, multe ori trebuie mai treabă puțin, dar la analiza tehnică, transacționând simplu după impuls, puteți folosesc până în stop. Nu știi cum să folosești, cât punct spui diferența aceea. Pui mare, nu se activează plusul. Pui micuț, repede să-l activează și mai departe în direcția ta. Adică e greu, fix așa aici. Adică e dificil, dar în fine, se poate testa de mult. Dar în cazul că n-am un minus, vai, și piața e minus, ce fac? Ce așa tău? Să iasă notatea? Da, dar cum e mai tare în jos. Să duc mai tare jos? Duci mai tare jos. Dar poți să meargă și în rucul meu. Hai să... Punem? Nu, punem să-l stop, nu punem mac. Pentru că dacă el poate merge în direcția mea, el merge la baie, ok, ies pe zero profit. Atunci, pun să-l stop în caz să-l activeze, dar n-ar pun ca la noutatea, pun mai jos un pic. Îl activez pe devreme, adică ar pun mai jos. Și dacă vrem, poți pun și baie stop aici. Ce tu folosesc pe tot atelier? Iar nu mă asigur. Dar când traderul nu se uită la calendarul economic, și tot normal, poate era un minus de $50, $100, și cum deschide gălătorul și minus 500, și că ce s-a întâmplat? Și rând de închide sau deschide faza de nebunit, vin că asta nu e bine. Și a doua, care asta a fost prima, că dacă e tranzacție cu profit sau minus, te asigurăm. A doua este că nu deschidem tranzacție înainte de noutate, asta e logic. Mai rar, dar se întâmplă trader când faci o analiză frumos, o vede intrarea de baie, deschide baie și piața duce de jos. Iar întrebare, de ce oare? Și a treia regulă care eu spun la trader, este o regulă care după ce noutatea își face efectul, nu ai ce căuta pe piață. Fugi de acolo. De ce? Fiindcă piața face o creștere bruscă, îi poate să facă prima trendul, și pe piața, traderul deschis bani, de exemplu, de aici, bani stop, da? Până atunci un take profit sau trading stop, și piața încă mai crește și el are încă bani. Și gop duci înapoi în jos. Sau poate să deschide o pe de urmare neagră puternic, de deschide repede sell. Dar piața îți duce înapoi în sus. Eu de multe ori spun la trei. Păi când schimbăm de profit mai mult. Nu, asta se poate făcut. De asta trebuie un plus. Dar nu de deschis în alte tranzacții. De ce cauză? Noutatea ca este piața, da? Se mișcă. Apa curge, da? Și stulbură apa tare, tot la timpul noutății. Ce să faci noi? Să spunem, pui sticla cu apă sau pui și răși din zase.
și așa cu noutate, da. Adică, o ieșit noutatea și pe piață se întâmplă caos, nu intra în caos, poți să lăsați chiar o zi întreagă, e bine să lăsați piața, la două zi să lăsați piața, și să intrați în tranzacție după analiza tehnică. Nu intrați amut că ți-o a fost efect de noutate, să des într-o sală de descrescător. Nici o, nu sta, el poate să meargă liniile mai departe în sus. Și invers poate să fie. Deci, dacă ați luat profit de ce vine, dacă îți scăpa în momentul dat, lăsați o piață, spuneți, ei, bun și așa, ce să-i umir, mă zic, știți cum noi când luăm ceva în mergea, că să mă rugim, ei, bun și așa. Interesant că e că, de exemplu, noi când scriem tranzacția la notare, cum o să știu, deci noi scriem o primă oară cu neg notate și după aia în mod să... Vede și dacă spun, când ați spune să notare, nu o să fac notate și vă date și de date o acord de acolo, trebuie să vorba eu să. Și fac cu de bani și când îți spui bani, dânsul viața nu-i permite. Deci trebuie să-și pare brusc spui și în sus. Și eu îmi treabă. Deci solicitat, de exemplu, la prețul de 10 și sunt modificat momentul ăsta cum trebuie solicitat. Modific pe aici. Și până îți pune ok pentru înțelit tranzacția, dar nu ești nevoie. Și nu trebuie să trec și măcar fără bătut. Dacă trebuie... Hai, stop și să-l stop acum. Hai, stop și să-l stop. Am pus, am lăsat ordinea mânat și deja așteptăm că el să nu-mi depidez. Și mai este moment că... Discurs, e că cea nu mai depidez când trebuie să întrebare, dar discurs. Și facem după discurs. Da, să faci discurs. Da. Apare discurs, plecă. Vinerea să fie discurs, să nu știu. Da, da, eu că nu recunosc. Vinerea e discurs cu Jeremy Powell. Plecă, vinerea să fie cărți investitori mari al lumea din față, așteaptă discurs cu Jeremy Powell. Vadă și ascultă ce se întâmplă cu mine în ea. Cu de ora se ia să înțeleagă și îl faci pe la mai departe. În sus sau în jos. Nu e nici noutate de ea. Fibul nu este mâine. Atunci nu este 10. Dar nu-i trebuie. Dar ce mi-e eu părerea mea, ce mi-e important să fie nu așa din mâine, cât bine, dar aici... Plus mâine să fie raport la cea mai eu. Cu discursul, aici e în temă, cum dar cineva transmitează la discurs sau nu transmitează la discurs? Cum e părerea asta? Eu de obicei să treacă discursul, da. Să vedem ce se întâmplă, e cum să spunem că vineri o să fie. Vineri, categoric, nu în piață. Aștept luni. Și luni când o să vedem care sunt luni, dacă vine vineri, e sigur că dacă ai noroc. 50 și 50. Da. La discurs, într-un tot timpul după finisarea discursului, da, noi uneori live te trebuie pentru Google, după remisie este Euronews, nu oferă live. Pe investing poți să dai un rezumat ce dispoziții oferă cumpărătorilor sau vânzătorilor, investitorilor și mai departe. De ce intrați după noutate? Nu intrați în timpul noutății, eram în luna august 2020, tot vrem Paulus și când discurs și am început să discute și dolarul american a început să fie un dolar 5 euro, adică a început să întărească. Și nu știu, a început el să discute că a luat, nu știu, nu corect, pe bucșoaie și e ca și tot în sus. În timpul discursului lui ea, nu înțelege lumea să duc piață. După discurs, după ce s-a finisat discursul, deja mergi mai departe după tendința care se formează. Dar mai este un nou, că de ce e mult tranzacționează la asta fundamentală, oricum piața se menține tehnică. Tehnică, oricum e mai puternică, a mers și posturat cu piața pe prețul publicului. Unde, chiar dacă a ieșit un pic de trend la analiza fundamentală, oricum piața tinde să revie înapoi, și cam apiet o trage plus cu minus, să revie înapoi după trend și să meargă mai departe după coridorul dat. Chiar dacă e discurs, foarte rare ori, noutatea sau vreo știre schimba trend. Au fost notate, dar foarte rar, numai evident cu pandemia, război, momente genul dat, da. De exemplu, fost, era pe un trend de descrescător canadian și era Trump președinte și piața a ajuns ca așa aici. Și eram cu un trader și eram la, facem lecții individuale cu dânsul și vede intrarea foarte bine, Fibonacci, așa de și un șoc. Și eu deschid tranzacții și trader tot deschide tranzacții, deschide intrare bună, el cu tot intrare bună, deschide tranzacții. Eu am deschis pe timpul două loturi, dar nu vreau deschis cu mai multe. Și am dat plus stop loss-urile și take profit-urile. S-a pornit piața, am văzut de bine și peste vreo oră sau două am ieșit noutatea că l-a arestat pe cel mai bun prieten al Trump. Și brusc s-a dus așa în sus. Dar eu am văzut că a ieșit noutatea și piața a început să ducă în sus și stop loss-ul l-am anulat. Traderul l-a lăsat. Până am sunat, dar noi l-am activat stop loss. După care eu mi-a spus stat și am încercat revenit înapoi și mai departe, azi a ajuns la take profit.
Adică, fi moment, chiar dacă ușit din dreptate. Și undeva în 98%, practic așa și este. N-am văzut noutate, iar după în afară de pandemie și război care schimbi trebuie. Război, dacă vorbim de război, stai la atenție, vrem de război, să vorbim la unghiuri, iar trei unghiuri, poate cu reacții mai mari schimbi, dar numai nu schimbi trei, vrei să trebuie din D1 sau H4, nu alt schimbă. Este de H1, da, poate fi, de exemplu, tot în H1 și plus că o schimba trei. Dar asta ne vede cu convergență, divergență foarte mult. Ok, următoarea, care ar fi? Analiza tranzacțiilor. Bun, analiza tranzacțiilor. De ce este important? Pentru că noi toți încălcăm regula dată. Asta știți cum e ca, dacă sincer, noi încălcăm asta de modul nostru de viață. Noi cine a fost la medic sau cine duce două ori pe an la medic să facă un simplu control? Foarte puține persoane. Da, să lăsăm cânditoare. Exact ce își face și în tranzacționare. Nimeni nu face analiza tranzacțiilor cât de bine. Cum e ce e doar să nu e repede, sună la salvare. Așa și aici noi. Adică noi, în final, asta cred că e și modul nostru cotidian care noi îl avem, deci așa transparent se reflectă automat. Noi nu ne bazăm săptămânal să facem analiza tranzacțiilor, recunosc și eu nu fac uneori săptămânal analiza tranzacțiilor și evident că dacă tu nu faci, să știi pe trader să fac săptămânal, chiar dacă fac la capăt de fiecare. Analiza tranzacțiilor trebuie făcută săptămânal. Ai două, trei tranzacții, să profit bine, o duce și să analizezi de cine ești chestia mult. Sau dacă ești să tu, ok. Ai tranzacție minus, analizează 100%, uite la adresele, gândește, evident că e bine dacă traderul are unii adresele mai sus, foaie, cum o deschizi tranzacție și el să uite și citește acolo. Eu am deschis tranzacție după trend așa, vedea, aha, eu la trend undeva mă pierd, eu trendul de H4 sau așa m-am pus grijă. Sau n-am văzut acolo convergență sau divergență. Pe viitor să mă folosesc de-aia, da? Adică el vede cum, că uneori vine traderul cu tranzacție minus și dacă cum deschizi tranzacția asta? E X, dar nu mai țin minte. Păi timp cum e tatăl ăsta față. Sau mă timp pentru că ne fie... Dar nu mai țin minte. Chiar și mă uit altul după ceva și am deschis. Și nu știi de ajută. Dacă tu nu știi de după ce deschis, eu știi de ajută. Tu dacă ați spus că am deschis, e că după stocastic. Ei uite, stocastic, în urmă, te așa, bai. Și eu am deschis bai după stocastic. Eu când am găsit că e. Eu atunci ați găsit cum, ce-ți folosești și stocasticul, dar care se neutralizează minusul dat, să deschizi o tranzacție mai corectă. Adică folosești o vasă, dar mai pune și timpul, de exemplu, da? Sau Fibonacci. Și atunci traderul are, îți duci cu un feedback pozitiv. Așa că vine și eu zic, ei, dacă tu nu știi, nici tu mai tenor, da? Nici el nu vrea, el nu primit informații calitative, dar nici eu nu mi-a făcut corect. De ce? Prin asta nu veniți cu corect, cu structurare corect. Și încercăm atunci din ce e ce este, să găsim acea problemă și să dăm niște recomandări ca să fie mai timp pe viitor. Dar asta o facem cu traderii și pe toți, deci facem traderii care nu merg în loc. Trebuie să facă asta obligatoriu, noi greșit facem, toți facem. Și e bine să ne scrieți undeva, chiar dacă n-ați mai uitat ce atunci aici, când ne scrieți, dar scrieți. Nu fă greșit la dată, nu fă greșit la dată. Altul de persoană în vârstă, dar e vreau. Victor, e tot greșelile care îi spui, dar am scris tot cu ușa așa. Dar să intru, atunci am scris greșelile care este pentru mine. Așa nu ți-am făcut, dacă eu am scris, eu am scris, dacă scrie bără. Dar scrie bără. Dice, îi spui greșelile, faci și îi scrii în foaie. Și nu mai ies, faci. Azi, domnul, fost și eu îți țin minte. Creierul nostru nu poate ține minte multe informații din cât acolo, o frază, două, nu știu. Ceva nu poți, nu are, are o limită oricare. Scrii, foaie. Deci, dacă scrii așa acasă, nu știu ceva. De două ori. Eu și acum am acasă plătorul de masă, el l-am microfuit, nu l-am ținut foarte mult timp și stă niște sticker de din plenții de ăsta, acolo, trebuie, dar stau niște greșeli pe care și n-au dat să sunt. Care eu tot timpul făcea și scriem foaia. Avem un caiet, în ultima pagină de caiet scriu greșe cu roșu. Scriem toate greșelile care le faci și uneori mai scriem și citem. Nu dă așa, nu fă așa, nu fă așa, nu fă așa. Pentru că n-ai făcut greșeala asta ca și cum, nu știu, iarăși dacă cu medicină, da? S-a întâmplat acolo ceva, te-ai avut o problemă, medicul ți-o recetă, ți-o recetă și așa, și așa, iarăși, ce ajungă funcția la care ai fost mai de mult, da? Adică asta e ceva normal să facem greșeli, să le repetăm. Suntem oameni, noi suntem roboți care să putem, să repetăm ce mai lucru. Noi trebuie să ajungem în moment cu greșeala ta care a fost lumea ca și la spașmal. Mașierea să lucrăm anul. Dar dacă noi, cum am spus, facem cu plașe și funcționă cu ușa, tot pe departe de capul trebuie să suntem cu lumea.
Am notat, am văzut, am lăturat-o. Alta poți să apară. Pe cum greșeala că mergem fără stopul ăsta, gata? Tot totul ăsta de știu din pasat. De atunci am pasat. Nu pasat stopul ăsta, mă asigur. Cel puțin mă asigur. Să o pun, să dă oameni. Dar greșeala asta, fac alte greșeli. Alte fac, asta eu văd din lucru. Oricum, mă mai gândesc pe te din carte. Dar fix așa și voi. Ai făcut o greșeală. Înveți, o înături, știi că asta n-ai fărătesc, dar... Când poliția te oprește fără centură, te-ai centura. Ii, dar nu spune acolo. Poți centura, deja tot cu dreapta. Sau îți dai jos, iar te urci, iar nu ți-o pui. Adică fix ce situație, chiar dacă... Noi știm că asta e greșit, noi facem așa. Ok, mai este un moment și important, cum să dați, pentru că la început, da, noi veniți, noi vă mai spunem, vă mai operăm, vă mai cercăm, vă mai dăm greva recomandări, dar pe care ne-ați devenit independenți, sau trebuie să este scopul nostru, că ne-ați devenit independenți. Noi nu vrem să, primul rând, sunt trei de care de mult vom vedeți la un interclas, să dăm mai vin, că eu deja cunosc, sunt ok, nu mai vin. Chiar dacă nu urmă la versie, nu, în caz, ca să mai dai un feedback, ca să mai vezi trader, mi-ai le spui ceva interesant la trader, ori vreau ca să fie trader, mi-ați mai scris în conspecțiile trader să fie, da? Ca să mai dai un feedback, spui cum a ajuns la un rezultat oarecare, și noi mai organizăm așa totalize, dar în multe ori nu vreau să fie fix, dar... La spune de știe, nu mai trebuie, poate? Nu, de exemplu, cât de cât lucrurile merg bine și a ajuns la un nivel deja că el e independent și e bun asta. Dar sunt așa categorii de persoane care... Omul că trăiește oricum ar învățat și când vom fi oricum, oricum ceva. Momentul, asta e foarte corect, e alt moment aici, la ce am însemnat. Și eu un schimb care am început profit. Și în alt schimb. Și să stai aici să primească ceva nou și să vrei să îmi primească. Că stai, el se face controlat, dar eu știi, asta mi-a dus și bani și el deja a testat o jumătate de an, un an de zile și el își face. Și nu mi-aș după de zi, și el vrea să schimb. Adică stai bani. Deci, un an de zi și cum a lucrat el nu mai funcționează. Atunci îmi dai în bară și tot așa. Atunci, da. E bine atunci când simți deja, oricum se mai schimbă. Coșculirea turcească, foarte plasă de mers la trecut. Nu, mai dat. Da, mă, ia, mi se stai și stai să zic. Și de ghiu poți. O dată. Acum din să gaz. Și ca să ajungă o piloată în și ca să te-am cazut asta e fie. Da. Astreacă, iarna. Astreacă, iarna și gaz. Da, eu când am spus că pot, atenție că tranzacționează și cei care nu tranzacționează pe gaz, fiți atenți pe asta, pentru că Rusia de pe 3 septembrie să oprească 100% oferire sau exportarea de petrol prin Severul Ecuatorul 1, prin producta prima care a fost, 100%. Asta înseamnă și pe cea fac asta, cum zice, aveau situația care este, ei vor să vedeți țelor europeni, să noi suntem puternici și suntem puternici și aici să vă mai să vă bază. Da, dar iarna, strângem nori, de ce să aibă nevoie de gaz? Până alternative nu prea sunt și eu cred că gazul, fiți atent, să aibă creștere de tot puternic. Și Republica Moldova Blocarea după stop-loss. Este așa greșeală? Blocarea, hai să-mi așa îngeam stop-loss-ul. Ca o problemă, vreți răbdarea și să partezi stop-loss-ul. Fii stop-loss-ul, pentru că asta ce mai are să răbd în stop-loss. Uneori traderi anulea stop-loss-ul, așteaptă să se zică minus. Stai cu producție, transiție minus, produce profit, făcut din 20 de dolari. O să altă minus 2-3 mici, făcut din 20 de dolari. Sau în felul de situații, și anume trebuie să leagă de aici. Pe profit, deja dacă ai închis acolo 50 de dolari profit și te-ai închis într-o 200, dar asta e altă întrebare. Că e din minus. E și așa mai ies vârf greșeala la care zice factori. Pe minus cum plăsează stopul ăsta, apelați pe o roță așa. Da. Profitul a ajuns, de exemplu, 500 de dolari să-l faci înapoi la 200 de dolari. Nu mă închis la 600, la 200. Dar stop-loss, atunci lasă până ajunge fix acolo, nu poți să te chidă sigur. Cine din trei de pensează cu stop-loss? De cine? De cine care? Stop-loss pozitiv. Și și. De cine care? Da? Ok. E bine să nu stop-loss transversat. În general, nu știi stop-loss. Hai să te gândim și acolo.
E pentru broker, pentru ce au pus așa în momentul ăsta folos? În combinare, lui sunt chip transferat în folos. Nu sunt groape trader. Este prostul, el așa e un element, eu foarte tare mă bucur că brokerii, nu știu cine au inventat, cine au fost primul broker care au dus pe prost, au pus comandă să mergi pe prost, dar este pentru trader începător, de ce cauză? Traderul începător are momentul, el vine și poate să cerți cu tine, să-ți demonstreze că tranzacția lor duc în profit, când acolo te arată, duci ca un trader rece pe piață, când e o clasă, ți-ar duce în sală. El îți găsește argumente, ți-ar arată acolo figuri de schimb care nu există. Ți arată triunghi, ți arată noutate că euro aduc în sus sau euro se aduc în sus. El tentă să mostrează, pentru că el are tranzacții de bani și lui combinat îl duc în sus. El vrea să fie pe în sus. El e gata să-ți duc și la Erdogan, ăsta, la numele Erdogan, dar era pe Erdogan și să ducem împotriva la un trader. Deci, găsesc numărul lui Erdogan, la sun, să fac și la schimbări. Și așa e și cu trader. Adică, stop loss-ul este pentru ca noi, tranzacția tot, să nu ne mai întâlnim odată, da? Dacă ar ști chestia asta la stop loss, cred că nu ar fi bun deloc. Ajunge tranzacția la stop loss și îți ține un mesaj să-ți sună și lași până să ajungi tranzacția la stop loss, să închidem sau nu. Nu cine ați vrea inimă să închid? Nimeni. Deci nimeni lasă de acolo, să aduci la stop loss. Și traderul și-o lasă. Dar uneori e foarte mult mai bine când știți ca și cu o injecție sau când să iesești din ei, știi? Păi, lua trebuie și poate te dorut, dar o trecut. Și așa ești cu stop loss. Tot drum, e cățel de la dinte, e enervat, îți curul mai să nu știu ce. Și s-o pornim mai departe, sus, împotrivă, în jos, pe pătează. Gata, ieși de piață, te liniștim și cam te duci mai departe pe instrumentul sau pe schiza la tranzacție. Adică stop loss este un instrument unde noi nu ne treau brokerul să o închide sau nu, el se închide. Și noi trebuie să-l punem, ca el să lucreze ca corect, noi trebuie să-l punem înainte de a deschide tranzacția. Adică pe foaie, când noi facem analiză, trebuie calculat. Fiindcă eu atunci îl calculez de la rece și eu nu văd minus pe piață și eu chiar dacă vorbesc, ei să pun minus 300 dolari sau 500 dolari, eu vorbesc, bine asta nu mă afectează. Când eu văd că el pe grafic minus 300, apoi eu atunci de-am aștept să reacționez. Dar nu-mi place, mie nu-mi convine. Și ce să gândesc, ei poate să atingi sau doar mai jos, că mai tine să sunt doar colegi, oricum te stau colegi din corinție sunt, da? Pina japoneză, piața ce sunt, oricum te stau cu șandul corinție. Da, dar dacă nu faci, ei cum să o fac? Dar și ei să fac corecție. Ei îți fac, așteaptă să fac corecție. Eu fac cu legă lui nimic. Da? Cât au crescut și o corecție mai cost. Adică, în final, stop loss-ul se pune înainte de a deschid tranzacția și nu se modifică. Dacă lucrați cu stop loss-ul, atunci el așa are efect. Pentru ce eu am trebuit dacă e bine, are tranzacții de strâns sau de bani, nu contează, stop loss-ul talmută. Talmută, talmută. Dar pe ce mai puteți duce stop loss-ul? Dar nu trebuie stop loss-ul. E bine mutat de 10 ori și trebuie stop loss-ul. Deci nu puteți să chinui sau nu. Știi, așa și gata, dar nu ești cu lacă, folosești altă metodă dacă nu vrei să folosești stop loss. Stop loss trebuie să închizi aici. Dar ghinera dacă nu vedem atunci. E ghinera. Ghine, de adevăr e bine. Când ești în minus 600, zici cum acasă îl închid în 0. Când ești în minus 1000, dacă închid în minus 600, înseamnă că ce trebuie. Ajunge la minus 2000, dacă închid într-o 1000, doamne, ca 1000 îl închid, nici nu mă uit. Și e ca așa și mai departe, până, dar nu mai pot, da? Și îl închizi în minus 3000. Deci, doamne, du-te ca să-mi întorc banii înapoi pe ce. Cine lucrează cu aici un număr de tranzacții? Cine lucrează cu năsul schis? Te faci analiza, să trebuie cu de năsul schis. Ce? Lucram. Corect, oare? Uitați? Nu. Nu-i bine. Nu-i bine și mă vezi tot... Nu, că nu vezi piața, asta e altceva. Nu vezi. Vreau să vă uitați la piață, vă uitați la cic. Da, bine. Și asta. Voi când tranzacționați, eu în cine ar fi de acolo, ca terea asta să nu fie drog. Și numai în momentul când, de exemplu, vrei să vezi care stai cu tot, să scrii la prioritate, nu vreau să vezi care e situația cu tot. De că trebuie să vrei. Dar așa tot deci faci. Și nu să analizezi piața, și nu să-i plăgă, dar să-i plăci. Și dacă e profit de trazatul și de desfăcut, de să-i zice trazat. Să fie mie, să vreau să încep schemele. Am o doamnă care trăstează cam din când am început să fie consultant, în a treia parte a lumii. Consultant și îți mici am putut în stare pe urmă. Nu spune, noaptea, eu trazat să ne zădește, n-am minus 300 de ani. Cristian, Cristian, mă scuz, minus 300, Cristian, ce se fac? Cristian, am putut doar noapte. La vezi pe cuvânta. Lăsați-o, mai mai trazați mâine să uitați. Cristian, tu nu mă crezi, pune-te emoții și cu repede și cu... Fiți vreo jumătate de an, pe gol, minus 2000. Minus 2000. Ei, Cristian, s-a stătat pe tot. Știu alt om, alt analiză, alt emoții, diferit.
cifre. Noi totuși vă lucrăm cu niște cifre care când omul revede de începător, când e un minus 300 sau 400 de dolari, el automat ce face? Transferă lei de lei în muncă și le muncă în cât de să lucreze cu 300 de dolari. Și când este, el a tranzacție a dat minus 300 de dolari în Republica Moldova, 10.000 de lei sau 9.000 de lei, da? Deci, prin dată, 9.000 ceva are salariul de individ, 2.000 de două zile, și era automat atunci, dar gata, ce vreau să spui? Tot poți cu 10 puncte. Să nu am pui de loc, să facă diferite scheme care ele nu trebuie să fie. Când ea trebuie mai departe, aceiași lucru să-l facă, aceiași mergi mai departe pe același lucru și a să ajungi la rezultatul ăla. Mai eu pot să-i dau, să-i take profit și să se întoarce înapoi. Dar trendul începător, el sunt de la cifre. Și pe cea mai problemă trece asta de la tu la cifre și trebuie cifre ca bani sau să vezi cifre ca nu știu cifre, ca fidel. Când trader, tratarea asta pe o lună jumătate, două, trader începe să se uite pe minus și să vadă acolo niște cifre, semn, plus bani. El nu face contactul ăsta cu lei, cu dolari. El face niște cifre, plus, minus, plus, minus. Și el atunci e analiza altfel, adică el altfel reacționează. De asta sunt, știți foarte bine ce, ce vorbesc eu, fiindcă ați schis prima tranzacție și aveți schis la 10, 20, 100, 1000 tranzacții. Și dacă vă aduceți aminte de prima tranzacție și de tranzacție care este astăzi, două tranzacții diferite, două perceperi diferite a tranzacției. Emoții. Și emoții, da. Chiar dacă l-aș la prima tranzacție 0-1, oricum a fost emoții și de minus 50 dolari, de plus 50 dolari, dar am avut, de exemplu, dacă e minus 5.000 sau plus 5.000, sunt alte emoții diferite. Deci e răbdarea și stop loss. Stop loss, dacă vreți să-l folosiți, al folosiți numai pe el și al puneți din start. Dacă nu vreți să-l folosiți, vreți să folosiți alte metode și sunteți pregătiți, simțiți că aveți putere să lucrați fără stop loss, lucrați fără stop loss, că asta iarăși, dacă iar eu am spus și atât de referișul fără stop loss. Și atunci fără stop loss, și fără stop loss. Am spus că acasă, nu la masterclass, sunt diferite multe categorii de persoane. Cineva are o lună, cineva are o zi, cineva are un an de zile. Nu percep aceste informații. Cineva are... Da, experiență. Adică dacă trader, mai să faci așa o regulă, dacă trader are mai puțin de 3 luni de zile, îl asumează stop loss pe viitor. Dacă are mai mult de 3 luni de zile, el poate să aleagă să transfereze un stop loss sau să fără stop loss. Adică așa mai cred. Așa este un timp de cont, dar cont este permis ca tu să stop loss să faci asta? E volum, depinde ce volum. Da, depinde de volum. Da, cât de scop. Da, ok. Uite pe un punct. Da. Vă rog să fie calculare. Știți, eu tot timpul dădeam întrebare pe trader. Genial, tranzacționare. Ce e cel mai greu ca să produce căcariu o casă? E ca să faci căcariu, ce e greu de făcut? Să o proiectezi. Să-i faci design-ul, să-i faci și dublul ăsta de făcut. Trebuie să-i faci o matriță, da? Nu știu cum să zici. Dacă e să facă, să facă deja. Și persoana cei care au inventat design-ul la căcariu asta, ca să poată intra și în aceea buretă, cei care au culoare, griful ăsta, el s-a gândit de că cum să facă design-ul ăsta, ca capacul să intre și să ție aici, adică el poate o luni de zile să o chinuie să facă asta, da? După ce a făcut matricea asta și a ajuns la un produs bun, el ce a făcut? A pus să se producă în masă. E ca așa și trader-ul. Dumneavoastră am un an de începători, aveți ca o formulă oarecare că dumneavoastră vă convine, nu vă convine. Nu știți, e bună sau nu. E trebuie de testat, ca și mașină, vezi produce, trebuie ce faci. Fiind ca crash testuri, diferite situații, ca să vadă, e bună sau nu e bună mașina dată. Așa și mi-ați. Toți traderii au ca așa o matriță. O bucată de informație, ce direcție, intrare, ieșire și mai departe. De asta nu trebuie să ce să faci, să o testați. Perioadă mă refer să testați. Să vedeți ce lucrează, ce nu. Adică să aici, feedback-uri negative trebuie să. Și asta durează o lună, jumătate, două luni, până când se formează acea matrice care aduce acel raport de 80 la 90. Și atunci, simt că se pune masă. Și simt că se merge pe des. E ca fix așa cum până acum cum se făcute, ca tubulete, e ca așa mergi mai departe și în fiecare zi, o lună, un an, doi ani de zile, faci până când nu matrița ta să înceapă a da, deja nu știu de modă că reușește, dar nu scrie, nu știu, altul, mai interesant sau mai lung țin, mai mult țin culoare, da? E ca așa și în cazul traderului. Cine nu are matrița dat, trebuie să o facă. Cine o are, și aduce raportul dat. Mi-nțineți-o și mergi mai departe. Nu încercați să adăugați, chiar dacă vă spus că mai mare trader, cel mai mare trader de lume, vă spus că nu e bine cu folosul dumneavoastră. Principalul e să aduc dumneavoastră rezultat. Și atât. Și eu tot timpul îi spun la trader, început, concentrați-vă să faceți centru matricii care să vă aducă dumneavoastră personal profit. Nu cui se placă altcineva. Dacă eu matricea mea o dau la alt trader, n-a să aibă așa rezultat ca și mine.
El are alte principii, alt scop, alt volum, alt cont. Ce asta e una din cele mai mari greșeli, că traderul nu are matrice și el încearcă să facă așa design. Nu dați seama atât că reușește să te crede 3 design, ce 3 design diferite. Sau forme diferite, sau nu știu, omenii diferite. Nu, n-ar fi asta un business și n-ar aduce asta bani. Dar o companie cei care s-au venit, au făcut și au văzut că cel mai comod de ții grosimea, ar ce nu mai gros, sau mai subțiri, sau nu știu, mai așa, mai scurt, de ce nu l-au făcut? Când cu ajuns la o numitoare, cred că am un perfect, dar am un produs final. Și eu început și-au făcut câte miliarde de căruși. E că așa și trece. Când te deschizi o tranzacție și îți faci o matriță, matrice, după care tu deschizi o mie tranzacție cu matriță. Și că asta e una din bază, când trader nu au corect făcut până la capăt. Și azi transfer după plastic, mâine după OSD, dar și după bullying. Și apropo, de matrice, cine putea și-a dat seama designul la matrice? Ce e bun? Profesor Braci. Poftim? Profesor Braci. Eu nu știu că doresc să-l spun. Clienți. Dar nu e asta de ce? Eu vă spun de asta, este vreodată la clienți. Dar eu puteți să fabrici, mă, studi și da, bine. Ca să înțelegeți sesizarea, aveți demo, aveți real. Care diferență dintre demo și real? Emoțiile sau Când tu produci care îmi place, îți plac ție. Adică e produs care îmi place și îți place, te știu tare și voi și de bună. Și o scoți în lume și oamenii nu reacțează atunci. Și care îți de care ochi? Oamenii și majoritatea spun că e critică, dar și care ochi, și cu tine. Care ochi a încercat să meargă altfel, da? E bine, și e diferența între demo și real. Când demo asta, dacă ții numai îți place, real când îmi place la toți, să aduci asta practic rezultat. Numai că noi nu avem întâlnit cu nimeni oameni. Și așa aici. Când tu transvezi pe demo și îți faci o iluzie că tu ai un produs bun și transvezi bine. Sau te... Și la automobil, dar stai în parcare și dai din burlat. Că mergi. Și te închipul că mergi prin oraș, cum faci la mătăgeș, și mașina a oprit, da? Și atunci când tu duci la volan și ești prin oraș. Și cam atât ca să mă înțelegi. Pe demo tu trebuie să te rea, dar noi primești pe primul stop-loss, alegi și faci trei. Și că când și uneori să de la zero. Tu ești produsul dat, oamenii dau feedback negativ, tu ești la 10-6 și tu iei de la zero și faci creu de dat. O distrugi cu ta și o iei de la zero, construiești la oameni. Și așa traderul de pe demo pe real. Uneori vin cu, să n-am o strategie, să eu mă apuc de lucru, gata, să tu mai toate de scuri. Demo și miliarde. Și când începe real, tot invers. Ce s-a întâmplat? Și hai de la zero. Hai cu direcția să-i clarificăm, hai cu trarea să-i clarificăm, hai cu reușirea să-i clarificăm. Și practic se formează formula de la zero, pentru că real a apărut emoții, au apărut alte momente care el îți demo nu vă dezvăluie. De când demo nu folosesc stop loss, dar trebuie să folosesc stop loss. Și trebuie să dai și un ciclu la mine. De o săptămână, de o lună, de o an, de o sezon. Da. Iară, de vară, de anul nou, de altul. Iar, ăsta e produsul finit. Câte tipuri de care au fost la prima care ochi până la grupă în asta, pe adus final? Nimeni nu a spus că prima care ochi a fost invitată în lume și tot așa, sau primul telefon, sau prima mașină. Deci a început la zero, s-a construit. Și așa nu ați trebuit să o construiți. Noi, practic, formula ta vă dăm undeva la 70% pregătit. Ea trebuie să excludi și să adăugați ceea ce ne-a trebuit COVID. Să nu fie prea mult, sau mâncarea care prea mult are drăs, tot nu-i gustoasă. Mâncarea pe care e fără nimic, tot nu-i gustoasă. Deci e o armonie de asta, da? Un echilibru. Bine, hai să ne mai greșeli. Una din greșeli este lipsa, la trader observat-o, care iar duce la, în consecință la alte greșeli, lipsa de autodezvoltare. Pentru că cursul practic, ți-o. Aici e prietele, s-a oprit, nu mai trebuie nimic, eu cred. Da, practica bate gramatica, practica dă foarte multe informații, dar cine mai citit o carte și tranzacțional? Sunt cărți tranzacționale. Cine vine la masterclass? Cine vine la masterclass? Cine, de exemplu, chiar și cele lecții punctuale, dacă este necesitatea? Dar sunt cărți, sunt, este informații pe care aveți liber acces. Deja, de ce nu la început? Nu vă spun întrebarea de ce nu vă recomandăm să știți cărți la început, chiar și în prima, a doua luni tranzacționale. Nu e mult haos și noi astea nu aveți formula aceea care te privește. Nu aveți o bază. Nu le înțelegi prea. Citești informația și acolo îți faci haos. Când deja ai ai deja format un portret al tău, a traderului perfect care tu te-l înviezi, citind o carte, tu înțelegi de acolo ce ții îți convine și ce ții îți trebuie ca informație. Un carte mai ales traduse din română, așa e interesant. Mai ales la mâncare, atât de mult apșoară. Genul, un carte, atât de groază, esența e ca și mie. Da, nu asta e ca de ce e acum. El trebuie să fie zvăduit, adică cărți să-ți vând pentru... Cărți să-ți produc ca să fii vândut, da? Puțin fac cărți,
Kiyosaki spunea că el poate face cărți care se vând. Cartea lui e bună în esență, dar are cărți foarte bune, dar da. Sunt cărți mult mai bune ca cartea lui Kiyosaki, dacă spunem așa. Dar el a putut face o carte care se vândă. Mă tinc una de cele mai vândute cărți. Tată bogată, tată sărată. Ca carte e bună, dar sunt cărți mult mai perice și economice și sociale și psihologice decât e cartea lui. El face cărți care se vândă. Așa și aici. Sunt cărți care sunt făcute pentru vânzare. Noi trebuie să știm să citim, trebuie să căutăm informații, trebuie să ne informăm. Da, noi vă spunem că nu se poate, voi spun că nu se poate. Mie nu-i corect să uitați la alt trader cu fac cannabis. Am scris atât de grupul de Telegram. Să faceți diferite, să cumpărați boturi și așa mai departe. Să de prostii, de ce cauză fiind persoanele astea care fac profit din vizualizări sau de vânzare și de strategii, dar trebuie să căutați informații. Trebuie din tot bunul ăștia care este interes, găsiți informații de cei care vă poate ajuta pe neam. Sper că ați perioadă din calificare. Nu puteți să vă opriți aici. Când am vrut și trebuie să mergi mai departe. Dar pentru că este totul surprit aici, mergi mai departe, pregătește trader, consultanți, deschide oficii, să mărești, nu te poți opri la un nivel. Automat, dacă ce vrești la nivel, ce faci mai departe? Dar nu poți să mult conține aici. Piața uneori de mult te depășește. De exemplu, pagina asta are afaceri, dacă ești cum propus pe piață cu buriete de astea și le-am usă treabă, este jumătate de ani, n-a să mai fie. Gata, buri, nu mai trebuie buriete la nimeni. Și dacă nu te modifici la alt tip de buriete sau la alt produs, te duci în jos și în spate. Și așa că multe afaceri care au început cu un produs și au devenit la o popularitate foarte mare și simplu nu s-au dezvoltat, în produsul nostru de confort și în jos. De exemplu, noi, Republica Moldova, agricultură. Trebuie să facă agricultură. Pentru ce trebuie atât agricultură pe spate și alt domeniu de investit, bani și făcut? Dar așa de asta, formar, noi toți să vedeți. Hai să vorbim așa, agricultură e tot să mă înțeșe de porumb care din anii 90 și am uitat să vedem pe săști. Deci în America nu înțelegește. Nu are probleme de ricare, e fiind ca tot. Nu e probleme de ricare, problema că suntem stimați să nu înțeleg că sunt rezistent la naște. Da, strategie, produsul, matricea asta, adică final trebuie de schimbat. Dar trebuie educație, trebuie cunoștință. Investiții, cunoștință. Este o regulă, cele 20 de reguli, trebuie să te sfaturi. 10% din profitul care îl are, trebuie să te dați cunoștință. Tot e foarte. Ok? Ai încă ceva. Reguli. Că de ce spun asta? Pentru că sunt trader care ajung toți traderi și cei care nu au ajuns să ajungă, ajung la un nivel, adică chiar axa și axa, îi spunești traderul de aici, contului de aici, ajung la un nivel nu pot crește cu cineva, mai sus de 50.000, mai sus de 100.000, mai sus de 20.000. E ca stau și nu pot crește, e ca așa stau. Și duc colegă jos, pe iar încearcă, iar, și nu se duc. Cristian, nu pot crește mai mult de 20.000, dar mă enervez, sau 50.000, dar mă sufoc. Tot mă chinu și până am... Până așa am crescut, dar nici acolo nu mă pot duce. Nu e problema în piață, nu e problema. E problema în trader, că nivelul de profit care îl faci... Problema e în... E în plan. Nu știu planul, dar... Îi te-ai schimbat, Patrice, trebuie să investești în cunoștință, trebuie altceva mai avansat, trebuie să vezi că altă piață, că trebuie iară să cunoști mai detaliat. Adică știți că uite general. Atât cât o putut, da. Atât cât o putut. Nu poți mai mult. Da, baza la toți să știe ce ești. Nu poți baza să o schimbi, da? Noi, practic, vedem această temelie. Dar mai departe, construiești cum dorești. Deci unii dorești, în care de cum dorești, și mai departe. Și toți traderi, absolut, dacă n-ați ajuns să ajungeți la un nivel, că nu îți primești mai sus. Cât de tare destrăluie, cât de tare ne-ai vrea, ajunge acolo în jos, ajunge acolo în jos, ajunge acolo în jos. Și asta trebuie să lucrezi cu tine mai mult, să înțeleg că ai visit deja în tine, să tu deja nu mai poți duce, nu mai poți duce așa randamentul cu acest plan. Departe, ce mai avem aici? Hai să-mi careva greșel. Fuga după piață, asta am discutat-o, de la prim început, da? Stopul care a explicat persoana când e trader, iau primul, stopul 2 la care ce faci? Dacă ai cerca. Ok, hai să vedem. Ce situația s-a mai terminat în momente care noi nu le-am discutat aici? Faci ceva nou. Faci ceva greșit. Da, eu facem niște momente mici, acolo
creșteluțe, emoții, psihologii, dar el se întâmplă că din cauza asta. Din primul planul, a doua mai matricea. Știți, să ne orică, nu inventiez, da? E o agricultură, dacă nu simplu. Sunt niște procese care trebuie să le faci. Dar depinde de tine, le faci bine sau nu. Știm? Da, da. Depinde de tine dacă le faci bine sau nu. Asta e altă întrebare. Ești în rost, faci la timp, tot ce de-aia, da? Dar procesul acela nu le poți schimba. Trebuie să ai, trebuie să... Da? Ce de-aia? Ele aduc rezultate. Bine, aduc. Dacă n-am rezultat, am putut schimba ceva acolo. Sau ceva mă faci corect. Sau ceva... nu trebuie de rad, dar dăm deja doar de altfel de rezultate. Da? Adică sunt momente diferite când trebuie să înțelegi când e trebuie să schimbi acea marca. Analiza tranzacțiilor. Da, asta e analiza tranzacțiilor. Când analiza tranzacțiilor este bă, mai ies de pe bă. Adică faci bani și nu faci bani. Dar aveți greșeală aici, în stop loss-ul care e minusul care e relevant. După care, analiza fundamentală asta e mai clar, tranzacționarea. Faci cum îți faci, număr tranzacții, cum îți faci. Tot este o problemă. Planul, răbdarea. Am scris la doilea. De ce? Pentru că nu mă tradiuiesc și tot timpul mi-e ușor să zic că scris calculatorul și platforma și contul, da? Și acolo dați minus sau profit și mănâncă sau închis, da? Adică, de exemplu, pe un cont discaș la maxim, scris la dați maxim, faci pe experiment, dar pe unul ăla și care se tălăși la zic în perioada lui. De ce spune că spate ați scris pe atâta micul? Depinde scopul, adică și dacă vrei să ajungi până acolo sau... și nu răbdarea asta, că da, da. E greu, da, teoretic e ușor de vectorul, chiar dacă ai scop să ajungi aici, locul este, dar... Eu cred că așa că am văzut foarte mult studenții, este că e pentru cel mult dat tot de timp, tot graf și... Părerea mea. Nu, sunt trebuie să-i rătăți să-ți dă poate. E depinde de ce stai în fața acolo. Nu ești o semnă la da, sunt ca să zic, Victor, eu știu mai că copii la farma pe bani. Și de ce îi doamnă la eu fac ceva de bine la farma, dar să fac ceva de ai făcut analiza. Ai scris tranzacția. Nu mă mă mai bine, ce ai făcut? E de tare. În momentul când ați scris tranzacția și ei, cum îți știu, cum îți iați. Voi ați gândit rece, ați gândit tranzacția și ei. În momentul când ați scris că în sus sau în jos, deja voi le-am gândit rece. O să știu pe voi să gândesc. Și am închis-o pe toată modele sau am închis-o aici. Eu putem puțin să o aștept să până aici să fac mii de puncte, da? Ca profil. Dar evident că e greu să menții. Pe urmă, mai ai scopul să faci extrage. Mai și nu trebuie să deschizi tranzacții. Dar, de exemplu, altfel îmi permite să vă să mă casetat și mă boxez și pe tranzacții pe perioade scurte și pe perioade de lungă. De ce îmi vine că e nesat așa? Deci două septembrie văd așa situație. N-ai un bai de și tu spui prin evident, fiecare are interesul să facă să facă profit. Dar voi trebuie să înțelegeți ca o profit, da, nimeni voi trebuie să facă. Voi spuneți că aspectul un profit cu o unică. Ce? Voi trebuie să voltați contul la nivel lista, când deja trebuie să primiți mai ușor să mergeți să vă recurezi. Dar nu ce faci? O lipsă că o crescut și o atunci înapoi la nițea. De ce am venit? Da. Și iar, în ce ai scos și-a ajuns la nițea, dar cumva te acomoda deja cu contul era mai mare. Și am început să lucrez aici. Nu, vrei cum era până acum. Adică nu permite contul ăsta. Este cashback. Poate? Este cashback. Asta e și idee, este cashback-ul. Dar și cumva vrei, au făcut 10.000 dolari profit. Vreți să spate asta? Da, spate, spate 20%. Persoane care, de exemplu, au lucrat tot timpul la... Poate? Dași 2.000 de lucruri. Ca angajați, da? Da, toți.
ai făcut o lucrare și aștept tot rezultatul 100% cum ești. Da? Ai făcut acolo, ai lucrat 8 zile și ce salariu. Dar persoane care au afaceri sau au avut în campanie, de exemplu, trebuie să spune să foarte bine, el înțelege, sunt persoane care zic, de ce neapă faci tu extrage? Aveți comisioane, aveți și profit și să faci. Și ai vrut să joacă acolo și apoi spune să pentru despre extrage. Deci, pentru că el a avut afaceri și are afaceri de oricare, el a investit 5 ani, nu, de 3 ani, eu 5 ani nu m-am investit. Că eu după 5 ani pot face câte o leacă și am un exemplu, că eu nu le-am fost de ce am investit aici. Eu tot timpul spun la face teoric, gândirea la americani cum este. Eu am fost la Uber, America, oricândă. Eu am spus cu persoane care sunt scris, nu sunt scris afaceri și nu știi ce mare. Nu, mic ca femeia a fost. Și așa mi-a spus, Victor, eu 3 ani de zile, eu n-am văzut un profit de asta. Dar nu mergi gândirea asta, că eu 3 ani de zile fac investiții, aștept banii care fac să reinvestesc, reinvestesc. Și eu abia, după 3 ani de zile, abia încep un pot pentru el. Dar noi ce cum ești? Azi 100 de lei mă interesa în 200 de lei, dar trebuie să facem. Da, asta noi cunoaștem, dar în final, depinde de aici. Sunt unii care nu știți să faci extrage. Puteți să faci extrage. Hai să faci un 20% de profit și lăsați să crezi în fondul sau crește să cadă. La nivelul este iar, cum îmi spunea, de atât timp ajung la vorba la o rusă în America, să spui, Victor, eu când am fost până la lucrat într-o lume. Și acum lumea lucrează pe mine. Voi lucrați pe fond și ați ajuns în moment când fond pur și simplu peste fond. Păi, noi trebuie să vă spun după o deoriză, spune eu cu asta și aștept. Azi, sunt mult mai lejer. Hai să sunt ca și așa, așa, nu s-o tot mai mare. Hai să sunt mult mai mare. Și ai să reacțezi deja la puncte. Iată, mai ați scris pe un lot. De exemplu, ca să faci 50 de puncte, 50 de 600 dolari. Eu sunt chiar 50 puncte. Dar poți să iei un moment, când spui că ai scris cu 2 ori și am făcut 6 puncte. Câte-i spate 5 puncte? Să-și faci 6 puncte. Câte-i faci 5 puncte? Media. 6 puncte. Îi trag 10 puncte și 100 de la. Sau 5.000. 50 de puncte, trebuie 5 puncte. 600, 5.000. Este diferență. Dacă gândirea asta trebuie să schimbă. Dacă gândirea asta trebuie să dezvolta, de a face numere. Cum eu spus, scrie, a fost în, mi-a făcut numere, acum pentru mine numele lucrează. Bine, noi încercăm să vedem azi acele greșeli, acele recomandări care trebuie să schimbe un pic un lucru, să duiți în formatul cel mai mare, cum ați zice, care ei este dumneavoastră și ea dumneavoastră și ei să vă ajute în ansamblat viitor. Ușor, tranzacționare, mă repet, trebuie să ducă plăcere. Nu curs noaptea și dureri de cap, să zic de iar dureri de cap, dar tranzacționare. Doamne, nu vreau schimb telefon și dacă am cum vă discuțiare minus. Aveți plan, aveți scop, aveți tot ce ca să faceți un profit, trebuie doar o leacă lucrați. Informația care vă dăm, dacă eu vreau pe aici și pe celălalt, și nu aplicați nimic, nici un procent, măcar un procent de ce am văzut noi astăzi, dacă aplicați un procent, da, mai este astea rezultat. Dacă aplicați nimic, evident, cu zero astea rezultat mai departe și nu mai trebuie ce vreau să am departe. Bine, dacă întrebări nu mai sunt, noi vă mulțumim pentru prezență și pentru că ați ascultat și vă urez succes.